propunerii care au ajuns de după două, este convocată în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi. Proiectul 1, numărul 1. Stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutoarelor de urgență în Comuna Parava. Inițiator primar Dediu Costel. Proiectul numărul 2. Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 a anului 2019. Inițiator primar Dediu Costel. Proiectul numărul 3. Modificarea organigramei și a statutului de funcții al Comunii Parava, județul Bacău. Inițiator primar Dediu Costel. Proiectul numărul 4. Aprobarea planului de măsuri în vederea corectării neregulilor constatate de Camera de Conturi, județul Bacău. Inițiator primar Dediu Costel. Proiectul numărul 5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 a Comunei Parava, județul Bacău. Inițiator primar Dediu Costel. Și să fie folosită expresia se vor deplasa cu mijloace proprii. Secretarul OAT a consemnat opinia domnului consilier, urmând să opereze modificarea în procesul verbal. Cu această modificare, procesul verbal al ședinței anterioare a fost votat în unanimitate. Domnul președinte de ședința de citire ordine de zi, proiect de hotărâre privind modificarea bugetară, ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate, precum și capitolul diverse. Domnul nu a dat citire pe domnul hotărâre, dar a fost adoptat în unanimitate de voturi. Apoi a vorbit despre proiectele pe care doriți să le implementeze pe termen mediu în comună. Domnul președinte de ședința mațiunii pentru cuvântul și a declarat ședința închisă. Alte precizări din partea noastră? Nu sunt. Propuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Dar ține cineva? Cineva împotrivă? Da, eu cred că am neglijat ceva, trebuie să aduc din nou videoproiectorul și ecranul, că aș vrea astăzi să batem în cuie povestea cu Remzi. Se poate merge la comisia, la instituția prefectului pentru validarea lui și apoi hotărârea Consiliului să aprobăm. Dar probabil că să facem o pauză. Avem ordinea de zi full, putem să lăsăm. Da. O lăsăm pentru ședința următoare, să avem. Asta e aici bugetul. Da, nu-i vorba de hotărâri. Că nu-i proiect de hotărâri. Nu, am putut să batem cu ei cum. Hai să trebuie să avem o atunci și întâlnim. Ora următoare ședință. Dacă găsim câteva traduceri. O lăsăm la final. Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru proiectul numărul 1, stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutorilor de urgență în Comuna Parava. Domnul primar, roate. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor în care primarul Comunii Parava poate acorda ajutoare de urgență. Consiliul Local al Comunii Parava, județul Bacău, într-unită ședință ordinară în luna aprilie 2019, având în vedere extrele motive a primarului Comunii Parava, județul Bacău, raportul de specialitate numărul 1825 din 10-4-2019, avizul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, în conformitate cu prevederea articolului 28, aliatul 2 din legea 416 din 2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 41, 42, 43 și 44 din hotărârea Guvernului numărul 50 din 2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederii legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, prevederea articolului 37 alineatul 1 litera C din legea numărul 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederii articolului 45 alineatul 1, articolul 115 alineatul 1 litera A și al articolului 117 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare hotărăște. Articolul 1. Se aprobă situațiile deosebite pentru care primarul Comunei Parava, județul Bacău, poate acorda ajutoare de urgență după cum urmează. A. Pentru evitarea separării copilului de familia naturală în cazul în care acesta se află în situație de risc. B.
pentru acoperirea unor costuri ce nu pot fi acoperite din veniturile persoanei singure sau familiei în cazul unor intervenții chirurgicale sau tratamente. C. Pentru sprijinirea persoanelor singure sau familiilor fără venituri aflate în situații de risc. D. Pentru acoperirea unor costuri suportate cu înmormântarea unor persoane sărace care nu au avut nicio sursă de venit. Articolul 2. Ajutoare de urgență prevăzute la articolul 1 se acordă prin dispoziția primarului și are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială efectuată de personalul compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Parava și documente justificative. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată în funcție proiectului județul Bacău și primarului Comunei Parava. Dacă ia cuvântul cineva, nu? Când fie cineva la cuvânt? Ia cineva cuvântul? Atunci spune până aprobare, pentru aprobare, da? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nimeni. Unanimitate. Dăm citire domnului primar pentru proiectul numărul 2. Proiectul de specialitate al comisiei. Aprobarea bugetului, execuție bugetului legat de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 al anului 2019. Inițiator primar Feliu Păstea. Domnul primar, luați cuvânt. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii aferent trimestrul 1 al anului 2019. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile secțiunii numărul 4, articolul 49, aliatul 12 din legea 273 din 2006, analizând expunerea de motive a primarului Comunei Parava, raportul domnișoarei contabil bugetarului Leana din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunei Parava, județul Bacău, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț și în temeiul prevederilor articolului 45 aliatul 1, colaborat cu prevederile articolului 105 aliatul 1 litera B din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii la nivelul trimestrului 1 al anului 2019, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2. Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Prin grijă secretarului Comunei Parava, județul Bacău, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituția prefectului județul Bacău, în vederea verificării legalității, primarului Comunei Parava, județul Bacău, cu compartimentelor de specialitate. Să-i dăm drumul la anexă. Total venituri prevăzute. 1792,06. Încasate 1792,06. Secțiunea funcționare totală. Prevăzut 919,54, realizat 919,54. Din care impozit pe venit din transferuri proprietăți, prevăzut 0,70, realizat 0,70. Poate de falcate din impozitul pe venit? Vreți să vă mai citești și codurile? Nu. Da, tot mai tare. Prevăzut 30,75, realizat 30,75. Cote de falcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Impozite pe clădiri de la persoane fizice, prevăzut 22,54, realizat 22,54. Impozite pe clădiri persoane juridice, prevăzut 12,37, realizat 12,37. Impozite pe teren de la persoane fizice, prevăzut 41,97, realizat 41,97. Impozite pe teren la persoane juridice, prevăzut 0,51, realizat 0,51. Impozite pe teren extravilan, prevăzut 55,82, realizat 55,82. Taxe judiciare de tir, prevăzut 0,19, realizat 0,19. Alte impozite și taxe pe proprietate, prevăzut 1,49, realizat 1,49. Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli decentralizate comune, prevăzut 175,58, realizat 175,58. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, prevăzut 225,90, realizat 225,90. Taxe hoteliere, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Impozit mijloace transport persoane fizice, prevăzut 23,58, realizat 23,58. Impozit de mijloace transport persoane juridice, prevăzut 33,48, realizat 33,48.
Taxe autorizații funcționale, prevăzut 0,78, realizat 0,78. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, prevăzut 1,5, realizat 1,15. Alte impozite și taxe, prevăzut 1,28, realizat 1,28. Venituri din concesiuni, realizat, prevăzut 3,29, realizat 3,29. Alte venituri pe proprietate, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Venituri din prestări servicii, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Taxe extrajudiciare de tir, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Venituri din amenzi, prevăzut 7,71, realizat 7,71. Alte amenzi și penalități, prevăzut 4,26, realizat 4,26. Taxe speciale, prevăzut 67,26, realizat 67,26. Sume de finanțare anului precedent, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Alte venituri, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Donări și sponsorizări, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Versământe din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare, prevăzut 0,0, realizat 0,0. Subvenții de stat ajutoare pentru încălzirea locuinței, prevăzut 8,96, realizat 8,96. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare, prevăzut 200, realizat 200. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prevăzut 00, realizat 00. Secțiunea dezvoltare total, prevăzut 862,52, realizat 872,52. Din care venituri din valoarea unor bunuri, prevăzut 00, realizat 00. Sume primite de finanțare PNDL, prevăzut 202,52, realizat 202,52. Vărsăminte din secțiunea funcționare, prevăzut 00, realizat 00. Sume excedente, prevăzut 670.000, realizat 670.000. FAD 0000, Fondul Social European Prefinanțare, prevăzut 00, realizat 00. Secțiunea de funcționare total, prevăzut 1429,79, realizat 1429,79. Secțiunea funcționare total, 740.000,01, realizat 740.01. Din care autorități executive, prevăzut 372,60, realizat 372,60. Cheltuieli de personal, 324,93, realizat 324,93. Bunuri și servicii, prevăzut 47,67, realizat 47,67. Sume recuperate din anii precedenți, prevăzut 00, realizat 00. Dobânzi, prevăzut 00, realizat 00. Bunuri și servicii, prevăzut 00, realizat 00. Dobânzi, iarăși, prevăzut 00, realizat 00. Transfer între instituții publice, prevăzut 8,15, realizat 8,15, din care transfer pentru centre ocrotire socială, prevăzut 8,15, realizat 8,15. Protecție civilă, prevăzut 10,17, realizat 10,17. Din care bunuri și servicii, prevăzut 0,17, realizat 10,17. Fără cheltuieli de personal. La învățământ, prevăzut 7,03, realizat 7,03. Din care bunuri și servicii, prevăzut 7,03, realizat 7,03, fără cheltuieli de personal, fără tichete sociale și CES. Cultură, recreere, religie, prevăzut 12,92, realizat 12,92, din care cheltuieli de personal, prevăzut 12,80, realizat 12,80, de bunuri și servicii 0,12, realizat 0,12, fără transferul. Asistența socială, prevăzut 211,14, realizat 211,14, din care cheltuieli de personal 99,33, realizat 99,33. Ajutoarele sociale, încălzări, indemnizații persoane cu handicap, prevăzut 112,04, realizat 112,04. Sume recuperate din anii precedenți, minus 0,23, realizat minus 0,23. Servicii de dezvoltare publică, prevăzut 39,59, realizat 39,59, din care cheltuieli de personal 24,91, prevăzut, realizat 24,91. Bunuri și servicii, prevăzut 14,68, realizat 14,68. Protecția mediului, prevăzut 54,74, realizat 54,74, din care bunuri și servicii, prevăzut 54,74, realizat 54,74. Transportul, prevăzut 23,67, realizat 23,67, din care bonuri și servicii, prevăzut 23,67, realizat 23,67. Secțiunea dezvoltare total, prevăzut 689,78, realizat 689,78.
Autorități executive prevăzut 662,48, realizat 662,48. Ordine Siguranță Națională prevăzut 00, realizat 00. TAD prevăzut 00, realizat 00. Învățământ prevăzut 27,30, realizat 27,30, din care finanțare externă pentru programul After School prevăzut 27,30, realizat 27,30. La sănătate prevăzut 00, realizat 00. Cultură, recreere, religie, prevăzut 00, realizat 00. Locuințe și servicii și dezvoltare publică, prevăzut 00, realizat 00. La protecția prevăzut 00, realizat 00. La transport prevăzut 00, realizat 00. Da. Excelent. Da, bat așa de bine cifrele pentru că s-au făcut trimestrul ăsta și sunt intrări în casă. Încasate, ne-am prevăzut în casă. De asta m-am apărut. Nu am avut diferențe. Fără diferență, fără nimic. Așa. Ia cineva cuvântul? Îmi vrei cineva la cuvânt? Atunci, dăm la vot, nu? Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu unanimitate. De vot, vreau să trece la proiectul numărul 2. Trecem la proiectul numărul 3. Modificarea organigramei și a statutului de funcție al Comunei Parava, județul Batru. Domnul primar, luați cuvântul. Da, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcție al Comunei Parava, județul Bacău. Primarul Comunei Parava, județul Bacău. Văzut de spunere de motive al Primarului Comunei Parava, numărul 12-12-13-03-2019, raportul compartimentului de specialitate numărul 12-11-13-03-2019, precum și rapoartele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local al Comunei Parava, având în vedere prevederile articolul 2 alineatul 3 și al articolul 107 din legea 188/1999 statutul funcționarilor publici republicate cu modificări și completări ulterioare, prevederile ordonanței de urgență a guvernului numărul 63 din 2011 pentru modificare și completarea legii 273 din 2006 prin finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare aprobate cu modificări și completările prin legea 13 din 2011 cu modificări și completări ulterioare. Ordinul prefectului județul Bacău numărul 107 din 26.02.2019 privind aprobarea numărului de posturi poste implementare pentru proiectul îmbunătățirea serviciilor locale prin achiziționarea unui camion multifuncțional cu lamă și sărăriță pentru Comuna Parava, finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru AT Parava din județul Bacău pentru anul 2019, adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București numărul 13.254 din 2019, și în temeiul articolului 36 alineatul 3 litera B, articolul 45, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B și articolul 117 litera A din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificarea organigramei și a statutului de funcție a Comunei Parava, județul Bacău, prevăzută în anexe 1 și 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Parava, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, instituții prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Organigrama e aceeași, m-a coborât postul de conducător auto pentru camionul adiționat cu fonduri de la Uniunea Europeană și cu finanțarea noastră de la bugetul local. Am făcut toate demersurile către instituția prefectului Sfântului. În urma căruia am primit ordinul prefectului, am făcut adresă către ANPP în ce privește modificarea organigramei, am primit adresa. Nu ne-a mai rămas decât să inițiez proiectul de hotărâre. Cine vă auzaște? Nu oprim, am și făcut. Că e cineva la cuvânt? Domnul Ovidiu. Din ce am văzut, domn primar, la buget, nu prea sunt prevăzute fonduri pentru combustibil pentru care nu s-a. Știu. Știu, am cerut bugetul destul de mult, destul de consistent, atunci o să încercăm pe
viitor, poate pe alte rectificări pozitive în care sper că să apară, să mai ducem bani acolo. Bă, camionul ceară mulți bani, dacă îl și pune la treabă, dacă nu îl pune la treabă... Vreau și la bun. Deci vreau și la bun. Dar cam trebuie să-l pune la treabă, că nu l-am luat de ceva. Și mă așteptam să fiu prevăzut. Domnule Cibotaru, da, mai... Da, poate să mai... Domnul Vice, atunci, luați cuvântul. Din experiența proprie, camionul o să fie un avantaj mare, dar și cu costuri foarte multe. Orice deplasare în zonă, mai ales că este, să spun, cu deal, cu vale, cu urcat, cu coborât, o să genereze dublu consumul, că una e când mergi Bacău-București și una e când mergi Bacău-Paraba, pardon, localitate. De asta zic că gândiți-vă că îl avem și este un avantaj, ne folosim de el, facem treabă, cu domnul Ovidiu mai vorbi zilele astea, s-a făcut și ceva pentru cartierul ăsta apropiat nouă, facem și toate segmentele astea mai agricole, putem doar să fie bani, asta e tot ce. Până se găsește șoferul, mai suntem noi pe aici în zonă și tot când mai ceartă domnul primar, dar mai mișcăm ceva, că șeful ne ține din scurt pentru combustibil, dar pe bună dreptate așa este, că cam atât. Domnul Cibotaru, în cazul în care noi vom angaja un șofer pentru acest camion, înseamnă că acesta trebuie să producă, deci camionul. Noi angajăm șoferul și după aia resurse pentru salarii și astea eu. După mine, zic că lucrările, când e nevoie de anumite urgențe, să le facem cu resursele proprii. Până vom angaja. Cu siguranță le facem cu resursele proprii. Deci dacă vom... Deci. Vom face întreținere drumuri, mă refer la balastare. Automat vă cumpăra doar balastul și transportul o să-l facem noi. O să vină sezonul de iarnă. Facem de zăpezire. Bun, o să avem și un contract cu o firmă, un stand-by, la intervenții de forță majoră. La dezăpezirea o să facem noi. Am și făcut anul ăsta. Și tot așa o să facem în continuare. Da. Până când va fi posibilități ca să angajăm un șofer sau... Păi, noi avem obligația să facem acest, să ocupăm acest post. Ne-am asumat prin proiectul cu finanțare de la Uniunea Europeană. Deci crearea unui loc de muncă. Are cuvântul domnul Pișcu. În buget, într-adevăr, cum a spus și domnul Ovidiu, nu avem prevăzuți bani la combustibil. Da, domnul Cibotaru, să înțeleg dumneavoastră, de fapt, vreți să consemnezi în procesul verbal că nu sunteți de acord. Dar mă abțin în ce privește angajarea unui șofer. A. Asta se va vedea la votare. La votare, da. Da, da. Da. Da, da. Dacă nu camionul achiziționat, deci noi am fost de acord să achiziționăm acest camion. Mă adunea să spuneți că ne abținem pentru angajarea unui șofer. Nu știu, bate cap în cap. Deci am fost de acord să cumpărăm un camion pentru primărie, să-l folosim în scopurile noastre. Avem nevoie de un șofer, este normal. Uite, n-am prevăzut aici, domnul primar ne-a spus nimic, dar... Șoferul trebuie să-i plătit. Aici aș avea ceva de adăugat. Da, da. Punct de vedere că avem șofer cu gradele necesare care corespund acestui camion, îi putem folosi. În cazul primării. Urgență. Corect. Avem șoferi în primărie. Care sunt deja angajați. Deci fără a mai angaja un alt șofer. Nu putem folosi de ei? Dar nu poți să adaug. Am făcut mențiunea și anterior. Deci în momentul în care ne-am apucat și a scris proiectul pe fondurile europene, ne-am angajat că creăm un loc de muncă. Da? Deci, automat. Pe asta ne-o accepta finanțarea. Deci crearea unui loc de muncă. Dacă vin... Numai puțin, din experiență... Avem șoferi care depinde toate condițiile. Da? Deci avem șoferi de pe microbuzul școlar care depinde toate condițiile. Problema e la iarnă, când trebuie să facă dezăpezirea. Ce face acest șofer? Peste noapte și atunci să plimbești microbuzul? Cu copiii sau cu... Ce alegi? De asta nu ați lăsat să vorbesc. De asta a spus domnul primar. Mai are. Deci, cum spunea și domnul Vici, o să fie și cheltuieli, dar o să fie și în beneficiul nostru, că de-aia l-am luat. De-aia am stabilit și am votat în Consiliul Local să achiziționăm acest camion, să cărăm piatră, să facem diverse lucrări diverse cu el. Și acum noi suntem împotriva angajării unui om care să lucreze cu el. Nu înțeleg treaba asta. Păi dacă l-am prevăzut combustibil în cazul ăsta. Am prevăzut combustibil. Și banii trebuie.
Salari. Și atunci să-l vindem. Adică se va mai fac o mențiune. La momentul vizitei în teren a reprezentanților la FIR după achiziționarea camionului, mi-au cerut toate documentele, deci procedura de achiziții, după care eu o verificat dacă corespunde din punct de vedere a cerințelor din caietul de sarcini și demersurile făcute pentru ocuparea acestui post. Da? Deci la timpul ăla, când momentei, demersurile mele erau făcute doar către instituția prefectului pentru emiterea ordinului citat în expunerea de motive, ori acum, în ștepsul monitorizării, ori acum, după angajarea acestui, ocuparea acestui post, eu trebuie să merg să transmit la AFIR că postul este ocupat. Ne transmițând, pe motiv că nu am scos postul la concurs, înseamnă dezangajare de plată. Deci dezangajare de plată înseamnă că banii care am primit la Uniunea Europeană, o să-i dăm înapoi. Și o să-i dea înapoi. Așa este. Și nu-i... nu vrut. Ocuparea acestui post. Că ei o să ne proteze conturi sau să ne execute conturile, să dăm banii înapoi, iar eu o să trebuiască să iau măsuri să recuperez banii de la cei care se fac prima vasă. Și nu mi-a terminat discursul, domnul primar. Acum, domnul vice este viceprimar, nu e șofer de camion. Deci vrem să face treaba asta așa, că asta e el, da. Legal. Pus un om. Trebuie să ai și grijă de aia de acolo. Înțeles, face, dar nu-i treaba dânsului să duce pe camion și să facă dânsul meseria de șofer. Nu vede domnul Daniel. Așa este. Păi nu. Dar trebuie să-l protejați. Păi nu că-l protejez, dar mi se pare normal și corect. Dacă aprobarea domnului primar, nu mai urcă și domnul Vici. Dar mi se pare normal. Dacă îmi permiteți la diversă. Aia urmă? O, dar era pe subiect. Nu ne-am permite șoferul de prin propusul școlar să vină pentru camion. Ce fac cu copiii? Avem un program școlar și nu-i permitem... Să nu fiți stresat. Chiar vă rog. Ce nu înțelegeți noastră este că acel ce semnăm noi cu AFIR e ca un contract, da? Ai primit banul? Ei și-au respectat partea de contract. Acum trebuie să ne respectăm și noi. Asta e ideea principală. Adică îți place să mănânci miere, dar ai și consecințe după ce mănânci mierea aia, nu? Le ești ideea ce te pe urmă. Dacă îmi permite să dau și eu... Luați cuvântul, domnul. Mulțumesc. Totuși, pare așa o situație de punere a carului înaintea boilor și nu invers, cum ar trebui. Pentru că trebuie angajat o persoană conform angajamentului, da? Contractual. Ok, dar dacă noi nu suntem în stare să asigurăm buget pentru motorin, atunci omul ăla nu-l angajăm de pomană acum? Adică nu suntem în stare să avem bani pentru motorină, dar suntem în stare să angajăm un om să stea, păi cum, ce o să fac omul ăla dacă el nu are combustibil la mașină? Mi se pare... Știți cum e o sănătă de oameni de noi, să vă zice, ce v-ați luat camion care costă atât, v-ați angajat și șofer cu el, dar n-aveți bani să umbli cu camionul. La intervenție am înțeles că să mai găsesc bani și să mai găsesc și un șofer. Dom'le, când găsim bani, să fim siguri, dom'le, avem buget pentru anul în curs, pentru tot anul, pentru motorină la camion, care consumă mult pentru formele de relief, da, specifice. Și atunci, e musai să avem un om permanent, că avem combustibil în permanență și treabă de făcut cu el. Și dacă mai e treabă și în comunele învecinate, putem face și colaborare, nu? Să nu stea camionul de pomană dacă avem un om pe el în permanență. Mi se pare așa o chestie că nu vrem. Cum sunteți să nu vrem? Jurist. Dar avem cu ce? Dacă v-ați uitat pe cogem la carburant și ați văzut o diferență mare... Sunteți absolvent de drept. Licențiat în drept. Sunteți absolvent, sunteți jurist, clar. O discuție. Așa. Dați-mi și mie formula juridică prin care noi ne absolvim de obligația din contract, prin faptul că spunem, știți, noi nu avem bani de combustibil, de-aia nu angajăm șofer. De-aia nu putem să ne îndeplinim noi obligația contractuală. Okay. De-aia am luat noi 60.000 de euro de la voi. Am să vă răspund așa la întrebare cu o altă întrebare. Atunci nu, vreau un răspuns. Nu-i frumos? Ok. Deci eu vreau un răspuns. Dar nici eu n-am primit răspuns de la noastră ca jurist. Și de la dumneavoastră ca domn primar. Vreau ca jurist, eu trebuie să răspund. Ok. Dar eu de ce sunt obligat să plătesc un serviciu de salubrizare, neavând nici măcar contract, nici... Deci acum nu are legătură cu prestația de
prefectura, ce vorbim. E aceeași situație, spune să iasă la de să răspund celor de la AFIR de ce nu-mi îndeplinesc obligația. Și anume, de ce nu angajez șoferul. Da? Pentru că după aia va trebui să dăm 60.000 de euro înapoi. Dar n-am spus că nu l-angajăm. Dar avem bani de motorină să-mi luăm un camion. Deci în momentul ăsta, asta a ridicat problema. Eu așa am înțeles, poate sunt eu mai cu capul mai înceată. Posibil. Dar așa am înțeles. Că punem carul așa. Repet încă o dată, haideți să luăm pas cu pas. Prioritatea mea, din punctul meu de vedere, este să ne asigurăm că nu trebuie să dăm înapoi 60.000 de euro. Ok. Și noi, și, noi, și noi la fel vrem. Că nimeni nu vrea să dea 60.000 de euro înapoi, da? Greul avem, nu trebuie să dăm înapoi. Și ne-am chinuit cu toții. Numai mormoanele din hârtii care le-am făcut. M-au tras la Seros, dacă stau să zic. Drumurile și la Iași, cât au fost. Așa. Bun. Asta unul la mână, doi la mână. Putem spera, repetăm, la rectificări pozitive, bugetare. Da? Haideți să avem, ar fi culmea după aia, să avem rectificări bugetare pozitive, să avem combustibil, dar știți, n-avem om. Numai formalitățile de a angaja un om, știți că durează cel puțin 2 luni de zi. În condițiile în care obțin toate avizele, de pe la prefectură, de pe la mama, de la tata, de la cățelul, de la purcelul, vă spun din start 2 luni de zile. Și atunci ce fac? Stau cu camionul și cu combustibilul, dar n-am om. Doamna secretară, dar poate dacă angajăm omul, în perioada asta o să vină niște lucrări și poate produce de 3 ori mai mult. Tot eu vă dau răspuns. Deci dacă v-ați uitat la buget, la carburanți, este o cantitate dublă față de anul trecut. Deci dublura aia de carburant, de cantitate de carburant, este prevăzută pentru camion. Adică pentru camion să ne descurcăm până lunii iulie, august, pentru ce lucrări am previzionat noi că o să facem cu el. Contrazic nu-i dublu. Deci ai prevăzut 40 zile, da? Și anul trecut pentru cele două autoturisme și microbuz, s-a cheltuit undeva la 34.000. Trebuie să fie dublu la consumă care a fost. Cum spunea domnul Vici că îl mai opresc de la camion și chiar și de la turisme, o să încercăm să facem economie maximă. Constructiv, adică ne opriți. Și nu... Adică să asigurăm carburant atâta timp, sau, mă rog, pentru ce lucrări ne gândim să facem pe el în vara asta, până la următoarele rectificări. Domnul președinte, am și soluția până la acestea discuții. Deci, activitatea șoferului și prin dispoziția dumneavoastră, să mai pot da și alte atribuțiuni. Și în cadrul de protecție a mediului, în care poți fi agent constatator, să dea amenzi pe mediu. Sunt atâtea lucruri în primărie care trebuie să... Deci se pot da și alte obligații în afară de activitatea de șofer. Și puteți face treabă. Sunt multe. Dar văd în... Domnul Bără, ne-am gândit și la varianta asta. Și ne-am mai gândit și la varianta că să fie cerim să fie purtător de categoria D. Pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva șoferul de pe microbus și să nu lovește, sau nu știu ce se poate întâmpla... Sau concediu, sau concediu. Concediu... Bine, concediul condiționăm, concediul de odihnă și le-a pe perioada de vacanță. Dar neprevăzutul, domnul. Dar poate să apară neprevăzut și atunci stăm cu microbusul în funcția primăriei și copiii o să vină pe jos la școală. Deci, automat, ei se vor putea dubla acești doi șoferi. Să aibă și studii în care nu puteți delega anumite atribuții. Da, și ne-am gândit și la delegarea unor atribuții, că nu o să avem de degeaba în fiecare zi cu camionul 8 ori. Domnul Ovidiu vrea să mai... Deci să înțeleg că pentru accesarea fondurilor europene pentru achiziționarea acestui camion a fost cumva condiționat de înființarea unui... Crearea unui loc de muncă. Bun. Puteți să ne dați un scrisul respectiv, să vedeți și noi. Dar l-am aprobat în consiliu. În contract, nu pot, da. Să vedem, da. Doar lui se vede. Dar și nu poți noi excavatorul cu tot așa de viață. Da, o să vă arăt. Domnule, ce ia du-te pe la... Îl iei ca să te uiți la el. Sau pe la doamna la chiliții. Da. Îl iei ca să te uiți la el. Să-l ai în dotare. Să nu-i dăm amânare. Dar în general, orice proiect european. Sigur că ar fi să ai asta e o poziție de bază care este asigurată și funcționează singur. Da. Deci, cum toate proiectele europene, cam asta pun acum. Angajezi om. Și dar o să fie omul din comun aici, să asigură un loc de muncă. Nu se mai întâmplă. Nu știu asta. Va fi concurs. Nu, da, și nu. Dar așa trebuie.
Ce să fac? Deci punem în consiliu acolo, domnule, la angajare. Imediat, le caută și... Și alte atribuții. Alte atribuții și... Domiciliu stabil cu un aparat. Asta e restrictivă, nu poți. Nu poți, restrictiv, nu poți spune. Nu oricum nu vine altul să facă lucrurile. Nu trebuie să facă la fel, da. Ba, nu de gândit. Ba, nu de gândit. Era un băieț de la Pădularu, în timpul execuției, și ne-a dorit, am auzit că aduci un camion. Aș vrea să fie o pierdă. Da, da. Să aibă și o leacă de studii, dacă îi dăm și alte atribuții, în așa ca să-și o pierdă. Acolo e altceva. Numai așa ca să venim cu mănânci la... Adică să ai de aia, să ai un sau să pe aia liceu, că așa se procedează. Ca mai nouă, cărea la decizori, s-au scris la facultatea de asistență medical, dar nu era obligatorii diploma din bacalaureat. Și am rămas așa, cum poate să fac omul ăla? Putea studia în medical, fără grupare. Da. Aprobarea planului de măsuri de vedere. Influențează cu ceva votul? Influențează cu ceva votul? În funcție de ce ți-a trebuit, da? Dacă se nu se iau, să ce luăm. Domnule primar, i-am luat. Stai că se discute cu Victoria. Deci îl spuneți la voi sau îl votați după ce... Nu, o rămas după. După ce... Da, după să ne poate. Da, poftiți. Ca să nu pierdem timpul. Păi nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri în vederea corectării nereguli constatate de Camera de Conturi a județului Bacău. Consiliul local a primit parafa județul Bacău. Urmarea deciziei numărul 26 din 02.04.2019 a Camerei de Conturi contul județul Bacău, a raportului privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie, Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Parava, 26 martie 2016, numărul 431-2703-2019 și adresa numărul 452-1-0204-2019, emisă de Camera de Conturi Bacău, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la procedura de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizie de directorul ajunt al Camerei de Conturi județul Bacău. Referatul compartimentului de contabilitate numărul 1836 din 1904-2019, expunerea motivelor primarului Comunii Parava 1845 din 1904-2019, avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunii Parava, având în vedere prevederile legii contabilității numărul 82 din 1991 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere legea numărul 94 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi publicată, și în temeiul articolului 36 alineatul 1 la alineatul 9 din legea 215 din 2001, Legea Administrației Publice Locale publicată cu modificările și completările ulterioare propune. Propune? Oferește. Propune. E proiect de hotărâre. Propune. Propune, e bine. E proiect de hotărâre. Propune. Articolul 1. Se aprobă corectarea neregulilor constatate de Camera de Conturi județul Bacău prin planul de măsuri anexat la prezenta hotărâre. Articolul 2. Persoanele angajate în compartimentele nominalizate sunt responsabile de măsurile propuse și vor duce la îndeplinire planul de măsuri. Planul de măsuri. 1. Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, organizare și conducere contabilității, măsura stabilită, stabilirea unui comisii de constatare și verificare a stocurilor de combustibil și materiale în os, înregistrarea în contabilitate a stocurilor constatate. Execută membrii comisiei, controlează primar, termen până pe 26.06.2019. 2. Cu privire la sistemul de control intern și activitate de audit intern, măsura dispusă recrutarea prin concurs a unei persoane pentru postul de auditor public intern. 3. Responsabil, compartimentul registrelor umane, resurse umane, controlează primar termen 26.06.2019. 3. Cu privire la necalcularea, neevidențierea și neîncasarea impozitelor pe clădiri datorate persoanele fizice, măsura impusă calcularea, evidențierea și încasarea prin toate mijloacele legale a impozitului pe clădiri datorat persoanelor fizice. Execută urbanism, taxe și impozite, casier, verifică primar 26.2019. Cu privire la veniturile din impozitul sau taxa pe teren datorat de contribuabil persoane fizice și juridice,
Măsura, identificarea poziționării suprafeței de teren de 464,91 hectare prin înțelegerea demersurilor privind cadastrarea în funcție de fondurile financiare, răspunde compartimentul Registrul Agricol și Cadastru, verifică primar prin cer. Ar trebui să vă dau explicați pe ce sau mă întrebați la urmă? Aici poți să dai, dar la urmă. Aici, la 4. Deci până la 4 n-aveți nicio... Auditul Curții de Conturi din anul trecut, parcă văzi, nu? Nu, acum 2 ani. Au constatat că o suprafață de 400 și cât am zis hectare, 464,91 de hectare de teren de pe Comuna Paraba, nu este impozitat. Nu este evidențiat nicăieri. Nu plătește nimeni impozitul pe el. Problema, de unde am constatat ei lucrul ăsta, în urma realizării acelei legi 165 cu inventarierea tuturor terenurilor, dintr-o altă și din anexele rezultate în urma aplicării legii, o rezultat suprafața asta. Dar mi-a explicat că suprafața asta este cumva poziționată incert pe sectoarele cadastrale. 1 și 2 este marea suprafață de pădure. Pădure neretrocedată. Care face parte din suprafața totală. A făcut imparat. Le-am explicat, acum la verificare a venit un alt auditor și spune, ce-i făcut cu suprafața aia? Este suprafață cumva la dispoziția comisiei locale. Deci noi nu putem inventaria sau trecem în inventarul domeniului privat al Consiliului Local. Dar este o suprafață de teren aruncată prin oricare sector sau prin oricare tarlac din comuna asta, care după inventarierea, după cadastru sistematic, atunci avem o poziționare incertă, știm dacă are, dacă va avea proprietar sau nu, știm dacă o vom trece sau nu în domeniul privat al comunii. Cu toate astea, doamna de la audit a spus, băi, tu inventariază undeva, s-o ai așa ca suprafață, toată grămadă, nu pe bucățele cum ar fi împrășteată prin toată suprafața comunii, și ține acolo, ca să vadă, adică... Vă ții acolo, domnul primar, că vine retrocedat la oameni, cu oameni plătești impozit. Dar spune că nu plătești. Și cine nu retrocedează la oameni? Cine nu retrocedează la oameni? Păi nu, acum spune că nu apă numărul de aplicare. Da. Acum. Dacă apar, cu mare drag m-a putea. Chiar îmi face plăcere să m-a putea lucrul ăsta, că chiar e ceva care își place din tot sufletul ăsta. Da, asta era explicația aici. Cu privire la taxa pentru autorizare de construire pe zone vicine, încasarea prin toate mijloacele legale a taxelor înregistrate, măsura, încasarea prin toate mijloacele legale a taxelor înregistrate în evidența fiscală a taxei de autorizare, solarii și a taxei de autorizare construcțiilor din comună. Execută taxe și impozite locale, urbanism, verifică primar. Solarii trebuie da. Autorizate de construcții. Asta era ideea principală. Și mă îndoiesc eu că... Bun. Astea sunt construcții provizorii din lemnul Și dacă vine noaptea în mântușoarea și nu mai înțeleg să trebuie să conturi și ce a venit și plătește ei sau pentru chestiile astea le trage la răspundere. Da, nu ne-a cerut niciodată niciun audit de evidența acestor terenuri, niciodată niciun audit la Curtea de Conturi. Nu ne-a cerut autorizații de construcții pentru solarii. Da, am plătit de impozit pe solarii, nu am primat. Noi care avem solare, da, de acord. De acord. Da, dar autorizații de construcție. Da, da, autorizații de construcție. Nu avem niciodată. Conform legii care? 50 sau 50? Sunt 5 specifice în legea 50. Vreau să vă dăm și un articol de legea 10 pe care... Când termină asta, dacă vreți să vedem pe domnul Dragoman. Cu la îndoială, activitatea cu de conturi, nu te crede. Cu la îndoială ce știu ei, nu? Asta încasează și ei încasează. Dar cred că suntem cazul unicat. Dar să ne facă și asigurare pe ele, în caz de... Exact, asigurare din urmă. Asigurare. În caz de vină o dijărie și mie, de aia nu face. Dar te ia văzut. Trebuie să fie din fier. Să fii... Da. Deci asta e o construcție, nu din fier. Da, e o autoritate specială, nu neapărat ca e. Asta trebuie să vedem și cu altul și altul. Dar bănesc că e mai putut. Nu-s aceleași mă. Asta vă spun, cum e taxat. Nu-s aceleași. Se liberează acelui timp ca la autorizarea unei construcții permanente. Nu mai o cere. Deci în timpul auditului, domnul auditor a vrut să meargă pe teren și când am urcat în mașină și am plecat pe teren către monument, avea solar mea pe Trică Țăgace și nu vrea de bădializare. O fă la școală, ea n-am auzit că spunea întreba, cui stai, cum știu mai. Era în curtea școlii, așa, la școală, lasă-l pe aia, deci primul solar pe care l-a văzut a fost
s-o l-a dat așa la mic, a luat pentru că țigance și în curte la Gherbizare. Și ăla are autorizații. Cum să ai autorizații? Că ăla e făcut din două vergele de beton și pus numele în bine. Aici vreau să ne... Eu nu am văzut solar de mare la voi, la bale, la... Datorate de ce soma ESA Bacău, calcularea la zi a redevenției și încasarea sumei datorate de către SECE soma ESA Bacău, răspunde taxe și impozite de casier, verifică primar 26-2019. Aici nu știu de cum s-a ajuns la asta, pentru că în urma contractului cu soma, soma trebuia să ne plătească nouă redevență anuală. Eu din ce știu, știu că s-au încasat, dar la o adiționare de asta de contract s-a întâmplat ceva și atunci nu ne mai dat redevența, nici noi nu i-am dat... A fost o compensare. Cumva, o considerată e o compensare, nu un rezultat din nimic. Făcea cumva compensare, noi trebuia să dăm bani. Nu. A fost chestia, am discutat cu domnișoara contabil, problema este alta, a fost chestia de majorare din redevență. Înțelegeți? Și știți că fiecare an se majorează cu indicele de inflație. Da, exact. Așa. Și pentru anul respectiv nu se mai știe dacă s-a majorat redevența conform indicelui de inflație sau s-a majorat redevența datorită actului adițional. Dacă s-a majorat conform actului adițional, trebuie majorată și conform indicelui de inflație. Dacă s-a, înțelegeți, da. E complicată răutare situația, de fapt. Și aia de la Soma zice, domnule, noi suntem corecți, v-am dat tot ce trebuie, ăștia la curtea de conturi spune, nu, nu-i corectă situația, nu știu ce, practic... Rămâi să o lămurească. Da, rămâne să fac eu ceva istorie cu Soma, la un loc, dacă ori fi de acord, ori fi, dacă nu, o să trebuiască să mergem la justiță. O altă măsură, cu privire la executarea silită a creanțelor bugetare, se vor iniția demersuri față de executori și judecătorești în vederea instituirii sechestrului și executării silite a debitorilor persoane juridice. Răspunde taxe și impozite, verifică primar. Termenul 26-2019. Aici am făcut câteva executări, chiar și săptămâna trecută am semnat două. Vom continua. Cu privire la angajarea, vom continua, dar problema că mari debitori nu prea avem cum să-i executăm. De ce? Nu au bunuri. Și n-au nici venituri. Adică cele mai multe cazuri și mai mari sunt în localitatea Rădoaia, unde băieții nu lucrează, sunt prin străinătate, abia îi prindem, bunurile n-au autorizat de construcție, pentru că n-au casa primului lor, pentru că e casa primului tata sau bunicul sau animalului construit nou și rapid, fără documente, urmând să băgăm în legalitate cumva și acolo avem o măsură. Iar legea ce prevede în sensul ăsta? Muncă fără și comunități. Asta ca să ne... Dar nu sunt listată cumva. Listată dispune o măsură. Păi... Nu știu ce poate să-i fac. Securizat de necesitate. Dar ce mai listată cumva? Doar unii sobrii judecători. De securizat de nesuri față de executări judecători și vedere civile sechestruri și executări civile de viitorilor persoane și judecători. Dar nu avem de viitorilor persoane și judecători. Da, asta am vrut să spun că trei ani acolo sunt persoane juridice. Sunt persoane juridice și judecători. A, da, da, sunt acele SRL-uri sau SRC-uri sau PPA-uri, cazul Șamatare, Șamatare, care nu le-a tradiat și ele apar mereu acolo. Acum nu știu dacă e chiar așa, dar sunt cazuri în care ele nu sunt radiate și îi spune, da, autorizația de funcționare, autorizația de nu știu ce, autorizația de nu știu ce, de ce nu încasez, n-ai efectiv la cine, că ele nu există. S-au făcut societăți pe la Rădoaia, sunt vreo 8, dacă nu exagerez, și mai sunt și la Parava, s-au făcut, nu le-au închis oamenii, nu le-au închis juridic. Le-am închis, nu desfășurat niciun fel de activitate. Dar nu mergi la... El a fost CAP-ul, nu sunt și acolo. Și alea Da. Și alea.
Asociațiile. Da, acolo e. Și de ce nu se închid? Păi, cu cine se închid? Zmorți toți? Zmorți toți, mai sunt... Se trage la răspund. Foarte multă privire la angajarea autonomțară, lichidarea plată a serviciilor de alimentare cu apă, stabilirea tipului de creanță, în funcție de acest criteriu, încasarea sumelor corespondente și justificate pierderilor. Răspunde contabil, comunează primar, termen 26-2019. Aici, povestea cu apa, ei au... au constatat că am cumpărat o anumită cantitate de apă de la Apele Românești și am vândut o cantitate mai puțină, care ar fi să nu pierdere. Pierderile astea vin din urmă, vin de fapt de la înființarea serviciului când se folosea ciușmelele stradale, vin din pierderile tehnice după numai avariilor, vin din, nu știu, din încărcarea mașinilor de pompieri cu apă, asta nu spun că se întâmplă des sau în fiecare zi sau în fiecare an, dar se întâmplă. Pentru că ne cerem niciodată niciun auditor povestea asta cu apa, de când am avut auditul, acum la fiecare intervenție, facem proces verbal, da? O venit pompierul, o strâns incendiu, o plecat cu mașina plină sau, mă rog, încărcat, cum a fost cazul incendiu la Ciocul, o încărcat tot de nu știu câte ori sau o băgat cu continuu din intran, facem procese verbale și justificăm. Ce nu putem justifica? Nu putem justifica înainte de audit. Nu putem. Putem, că deja am găsit o măsură. Spălăm bazinul. Bazinele. Spălăm periodic, de două ori pe an. Poate și de trei ori, depinde de ce constată analizele publică din analize și spune spală bazinul dezinfectează. Conform legilor cum trebuie să... Conform legilor sunt pentru obligatoriu, da? N-am făcut niciodată procese verbale, că astăzi data de mai sus să spălat bazinul și să... Dar e registrul la serviciul de apă care e menționat. Nu, noi am făcut trecepțiile, dar nu cu decontare de apă. Da? Știi? Acum am găsit soluția și să scot cumva până la... Da, e cantitate mare și nu se poate într-un timp scurt să spui că... Și-am văzut aici de când eu n-am avut avarii. Unde am avut avarii? În ce an am avut avarii? Când au fost incendiu? Asta e logic. Da, au fost incendiu la Ciocul. Nici pe camul în trecut, ca noi să luăm în evidență acolo cantitatea de apă care trebuie să spui că nu mai ține cu ceasul de efect, nu mai ține cu ce știi că făceam odată, ce știi domnul Polo că făceam odată cu bypass-ul. S-a terminat poveștile astea. Punem la voi, domnule, proiectul numărul 4. Lasă să stai bine. Da, aici mai vreau. Dacă vreți să vă citesc, așa, date privind forța de muncă și managementul proiectului, responsabil legal de Costel Primar al Comunei Parava, întreprinderea Comuna Parava, funcția avută și principale datorii primar, din 2008 până în prezent, totalul personal existent în cadrul primăriei Parava 15 persoane, locuri de muncă nou create. Se creează un nou loc de muncă. Da? Deci sunt date din proiect. Hai, vedem după, poate că nu. Păi da. Dacă votați sau nu votați? Votați, uitați să știu cum trebuie să... Nu fac eu procesul verbal. Votăm proiectul numărul 3. Da, suntem aici, mă. Suntem aici. Haideți, hai să luăm într-o ordine. Hai, terminăm cu proiectul. Dacă mai avem ceva... Deci ați vrut să vedeți asta. Da. Era singurul pe care vă ținea să votați. Poftim, domnule. Spuneți-o rugăciune și după. Dacă vreți ceva, dacă ați zis contra vrăjilor, am de la mine. Daniel. Iar nu se revii, mă. Ce se revii? Păi, mă lucrea asta, măi. Aici sunt următoarea. Ce vorbim aici? Nu știe ce să mai fac. Dar nu știe că se face smagii neagră, albă. Nu știe lumea de 2 ani. Nu știu de obligatoriu. Proiectul 3 îl pune la voi. Dacă asta la Buzo avea și ce o... Putea să folosească și amândouă de la altul. Mai trebuia angajat altcineva? Nu, era unul. Dar nu se dădea finanțare. Trebuie să scrie ce așa de violență. Poți să-și meargă un șofer de două mașini sau trei mașini. Da, da, da. Dar să pună la mașină mai întâi. Votăm, votăm și gata. Dar tu ce ești? Hai, termină. Ce spune proiectul faci? Domnul Oana, sunt condițiile lor. Îți convine? Bine. Nu îți convine, nu-ți dă bani. Punct.
Semnăm. Ai semnat? Așa ar face și ăștia la Bacovezi. Mi-ar gândit iau un microbus și invers. Dezbate mai bine problema, mai bine timp. Așa și tu, mă vedem. Păi, se înspezi la cuvânt, taci din gură. Ți-i dau afară din timpul ăsta. Ca să se evită ordinul prefectului, o trebuie să fac justificare. Cu asta. Că nici ei nu găsați. Stai, scrieți un loc de muncă. Cum se scrieți? Chestie logică. Poți să ai 10 șoferi. Adem în scrisul. Trebuie să-mi ființez un nou post de muncă. Instituția prefectului nu se joacă așa cu documente. Liberează orice prefectului că pleacă mai la mama. S-a încălzit un șofer. Da, mă, asta e proiectă, mă, mine ați crezut. Da, dar ce-a... Puteați să vă pregătit când sunteți pregătit. ADVP-ul nu era de acord cu modificarea organigramei, dacă nu era... Dar e foarte bine, da. Să vă un capabil bine pregătit, în momentul când e primarul și cu vicii plecat în delegație, undeva să ținem loc, dar tot are ce face. Rămâne doamna secretară. Rămâne doamna secretară atunci. Pe timp de vacanță, da, chiar perioada asta care vinea. Ce face? Stă în curtea primarului și ăla e în concediu. Dar care din consiliere aveți CEO ca să veniți pe camion? Păi nu avem, suntem... Dar nu avem personalul primăriei care are CEO sau ce? Noi nu suntem angajați aici. Nu, dacă vreți să suplinească și funcția de viceprimar și de primar. Nu, dumneavoastră, viceli primar, dumneavoastră spuneați că poate să nu vă nu la asta se referea, când plecați. Când plecați. Nu, mai ați duceți de aceea, nu să facem nici cu vesele de urmă. Voi să terminăm. Domnul Ovidiu, hai să punem la vot și terminăm cu... Să punem la vot și ne-am ținut. Cine este pentru? Deci asta cu șoferul, cine e? Aha, dintre. Spuneți de atribuțiuni suplimentare. Păi nu s-au făcut nici o sancție. Da, cine este împotrivă? Împotrivă linia dreaptă. Împotrivă? Deci, am întrebat, hai să luăm o pauză, discutăm. Dar mai discutăm la care era acolo și asta rămâne să discutăm. Iar ne întoarcem. Hai, domn primar, hai spuneți. Deci, v-am adus la acolo la asta, să vin să vă aduc la ședință. Dar, eu vă propun o propunere mea, dacă sunteți de acord. Vă să luăm o pauză, discutăm. Nu, 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 lasă. Dar nu permiteți un separație așa din afară. Numai un pic. Dumneavoastră ați prezentat situația ca șoferul de pe bul să conducă camionul. Eu înțeleg. Că acest camion trebuie încărcat. Se duce șoferul, duce camionul, vine înapoi șoferul, ia bulbă, se duce în camion. Azi niște chestii, dacă e șofer pe bulb, merge împreună cu șoferul de pe camion. Deci un om nu poate face două manevre în același timp. Atât înțeleg eu la nivel. Nu, în același timp n-au treaba mândru. Da, și cu rachet, da, dar e vorba așa funcționează. N-am vrut să terminăm. Când era de tăză, trebuie să te neară să dea mort, dar și la primării. Are terminat, gata, terminat. Domnilor, am văzut o cerere din partea domnilor consilieri. Bucă, domnul consilier Ivașa, domnul consilier domnul Mania, Plaga și cu mine, da. Eu nu. Domnul Mania, domnul Mania Mihai. Dumneavoastră, domnul Mania. Nu, comisia juridică. Da, da, da. Domnul Mania, domnul Plaga și cu mine. Da, da. A, și domnul Bucă mi-a cerut. Ce m-a cerut eu? Copie după raportul curții de conturi. Da, la ședința trecută. La procesul verbal. A, era de mult. Da, da, da. A fost câțiva ani. Nu, nu, acum comisia juridică am cerut, eu cu Marcelu Tiribașa și Mihai Manea. De la ședința trecută. La ședința trecută, da. Deci nu știu, am văzut o cerere acum. Dar comisia juridică. Am trimis prin mail. Ceilalți domni, dacă doriți și nu aveți, n-ați avut acces la ea, vă pot scoate din calculator să vă dau acolo. Da, deci dacă vreți... Ați trimis-o la acum. Deci dacă vreți, nu mă refer la domnul Manea și la domnul Plaga, pentru că nu au mail. Așa, dacă nu, așa vă pot pune la dispoziție din calculator. Da, de unul, dacă are unul, dar și celorlalți. Nu, eu ți-am făcut datoria, eu trebuia să... Vedeți, foarte bine. Să nu știți raportul. Vreți să mai știți raportul sau dacă l-am ieșit? Păi, inclusiv, termină. Păi eu am terminat. Ai terminat? Da, am raportul, dacă l-aveți de aici sau... Dar nu-i mult la urmă, dar nu-i mult la urmă. Păi apucăm și te vreau, păi citească, domnule. Dacă l-au avut, Dacă e consilier, trebuie să... Da, exact.
Să citească domnul primar pe telefon tot aia, cum și noi ne chinuim când avem hârtie. Trebuie să aprobăm hârtie să ne dumite. Da, domnul primar vrea să pe telefon. Da, dar din... Eu știu de asta, nu poate vă distanță. Vrea să spună altceva, să ne dumite sub materiale și așa. Să nu scris. Stau acum să urmăresc pe telefon. Da, domnul să fiu scoate. Mara, dar puteți să veniți la sediul primăriei să citiți în scris, fără niciun fel de problemă. Ca și, ba, da, ca și consilier aveți acest drept și obligație, da? Nimeni nu spune, domnul Marea, nimeni nu spune că trebuie să, să printeze acest raport la 13 persoane, da? Eu reuși. Este foarte mult. Nu trebuie să dacă sunteți foarte interesat atât de mult și trebuie să vă asumați atât de mult calitatea de consilier local, vă puteți găsi jumătate de oră să veniți la primărie să spuneți, doamnă, vă rog, vreau să citesc raport. Nu pretenția la 100 de pagini, doamna secretară. 3 pagini la execuția funcționară. La buget. Atât, o dată pe an și atât pe an. 3 pagini. Repet încă o dată. De 4 ori pe an. Nu, execuția, nu. Execuția la buget. Execuție de 4 ori pe an. De 4 ori pe an. Nu mă referam la buget. Atât. Nu este buget. Execuție industrială și în fel de 4 ori. Eu am spus din buget. Buget? Eu dat buget. L-am trimis astăzi. Dar zic, nu proiectul de buget. Hai să mai hai să votăm. Proiectul numărul 4. L-am trimis în două părți. Nu, eu l-am trimis tot, domnul. Eu nu am înțeles ce am spus. Nu trebuie să votăm. 5 pagini la final. Votăm proiectul numărul 4, aprobarea planului de măsuri în vederea corectitudinii neregulilor constatate de Camera de Conturi Județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Nu am nimic. Acum luăm o pauză de 5 minute. Nu, terminăm două lecții. Terminăm? Atunci hai să terminăm și cu proiectul numărul 5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Comunei Parava, județul Bacău. Inițiator primar Deliu Costel. Domnul primar, luați cuvântul. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Comunii Parava, județul Bacău. Consiliul local Parava, județul Bacău, având în vedere adresa de număr 443 din 20.03.2019, 438 din 19.03.2019, 475 din 03.04.2019, 567 din 08.04.2019, ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași privind codele defalcate din TVA pentru anul 2019, repartizarea sumelor din impozitul pe venit cu 18,5% pentru echilibrarea bugetului local, repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a cheltuielilor din învățământul preuniversitar și estimările pe anii 20-22 și repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2019. Adresele numărul 5970 din 25.03.2019, adresa numărul 7040 din 10.04.2019, emisă de Consiliul Județean Bacău, privind sumele alocate pentru cofinanțarea proiectului de infrastructură a sumelor defalcate din TVA pentru drumul comunal, a sumelor repartizate din fondul de din fondul la dispoziția Consiliului Județean de 7,5% din impozitul pe venit, a sumelor alocate din contele defalcate din impozitul pe venit pentru utilizarea bugetului local, 17,5%, repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri comunale pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2022. Prevede legii numărul 50 din 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, prevede legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, raportul compartimentului de specialitate numărul 1894 din 5.04.2015, expunerea de motive a Comunei Comunei Parava, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Parava și în temeiul dispozițiilor articolul 36 aliniatul 2 litera B raportat la aliniatul 4 litera A, articolul 45 aliniatul 2 litera A, articolul 48 aliniatul 2 litera I, articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava, județul Bacău, pe anul 2019, conformitate cu anexa 1. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții pe anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și SA pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 2.
Se aprobă estimările privind secțiunile funcționale pentru anii 20-22 conform anexei 3. Articolul 4. Se aprobă estimările privind secțiunile de dezvoltare pentru anii 20-22 conform anexei 4. Articolul 5, anexe 1, 2, 3 și 4 sunt parte integrată din prezentă hotărâre. Articolul 6. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se desenează primarul Comunii Parava prin aparatul de specialitate. Articolul 7. Prezentă hotărâre va fi comunicată de instituție proiectului județului Bacău, vederea verificării legalității primarului Comunii Parava și compartimentului de specialitate. Să-i dăm drumul la treabă. Anexa 1 la hotărârea Consiliului Local 24/5/2020. La partea de venituri. Da, se scurte. Se suplantează cu suma de 4.564.65 lei, din care cote defalcate din impozitul pe venit 14.040.201 cu suma de 116.000 lei, sume alocate pentru ștergerea fungetelor 040204, suma de 353.000 lei, sunt repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean pentru mine? Da. Mulțumesc frumos. Vezi că e în partea pe negru. În partea pe negru. Eu subvenționez urma. Să dau bani urma. Are pahare care trebuie. Când o fola Alexandria, nu dau bani. Sunt repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 7,5% din impozitul pe venit. Capitolul 040205, suma 249.000 lei, sume de valorificate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 11.0202 cu suma de 129.50 mii lei, sume de valorificate din TVA pentru drumuri comunale 11.0205 cu suma de 118.000 lei, sume de valorificate pentru echilibrarea bugetului local 11.0206 cu suma de 2.142 mii lei, ajutorul încălzării subvenții 420234 cu suma de 25.000 lei, venituri proprii suma de 557.000 lei, taxe speciale suma de 230.000 lei, finanțare PNDL 4265 cu suma de 202.53 mii lei, sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDR 2014-2020, suma de 82,96 mii lei, programe din PADER, capitolul 480401, suma de 249,66 mii lei, vărsământe de secțiunea funcționare pentru funcțiunea de dezvoltare a bugetului local cu semnul minus, suma de minus 247,30 mii lei, vărsământe de secțiunea funcționare, suma de, din secțiunea funcționare, suma 24,30 mii. La partea de cheltuieli, pentru secțiunea funcționare, suma de 3782,20 mii lei, din care 5102, administrație publică, suma de 1735, din care 510, cheltuieli de personal, suma de 1468 mii lei, 510220, cheltuieli materiale, suma de 267 mii lei, din care furnituri de birou, suma de 4 mii lei pentru buna desfășurare a activităților. Dosare hârtie, fixuri, plicuri, folie, etc. Materiale pentru curățenie, suma de 2.000 lei. Iluminat încălzit forță motrică, suma de 7.000 lei. Apă, canal, salubritate, suma de 3.000 lei. Carburantul cu referent, suma de 4.000 lei. Piese de schimb, 15.000 lei, reparație auto. Poștă, telefon, internet, suma de 15.000 lei. Materiale și prestări, serviciu cu caracter funcțional, suma de 37.000 lei. Alte bunuri și servicii, întreținere și funcționare, suma de 30.000 lei. Reparații curente, suma de 7,2 mii lei. Ați văzut acolo reamenajare caserii. Am avut un control, da, știți? Nu mai mă repet, parte. Obiecte de inventar, suma de 3 mii lei. Deplasări, suma de 4 mii lei. Cărți, publicații, suma 8 mii lei. Consultanță și expertiză, suma de 20 mii lei. Pregătire profesională, suma 2 mii lei. Protecția muncii, suma 2 mii lei. Prime de asigurări, 33 mii lei. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 42.000 lei. Capitolul 5602. Transferul între instituții pentru persoane instituționalizate, suma de 33.000 lei. 6102. Protecție civilă, siguranță națională, cheltuieli materiale, 75.000 lei, din care asigurare viață voluntar, 5.000 lei. Carburant, 30.000 lei. 30.000 lei carburanță aici și dincolo, cu 30 sau... Nu. Aici ai bundul excavatorul. La bundul excavatorul.
nu e neapărat să fie bulldo excavator, o situație de urgență, la o situație de urgență se poate intervine, poate mă cu camion. Poate să faci o evacuare de persoane și microbuzi. Da, da. Și când ai avut anul trecut aici la Pedro Buldo, când aveai camion? Înțeles, poți lua și ca un euro. De la protecție civilă poți să iei carburant când vrei în cazul în care apar situații de urgență. Evacuare, dacă ai prevăzut, știi. Știam eu că s-o suplimentat la carburant. Avem un mare consumator de carburant. Sau ne-au apărut un mare consumator de carburant. Și mașină mea de excavator 4.000 lei. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 16.000 lei. Abonament internet 20.000 lei. La capitolul 6502, învățământ suma de 255.000 lei din care... Capitolul 6502-20, cheltuieli materiale suma de 186.000 lei. Din care? Din TVA suma 141.000 lei. Din venit cu buget local suma de 45.000 lei. Centralizat. Capitolul 6502-20, cheltuieli materiale suma 186.000 lei, din care din TVA suma 141.000 lei, după cum urmează. Aici ați colaborat, cred, cu domnșoara contabilă pe sumele dumneavoastră și de nevoile care le aveți în școală. Da. Adică contabil între ei. Furnituri de birou suma de 4.000 lei, materiale pentru curățenie suma de 5.1 lei, iluminat încălzit forță motrică suma de 67.1 lei, apă, canal sau mutitate suma de 3.000 lei, carburantul referent suma de 16.8 lei, poștă, telefon, internet suma de 6.000 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 37.000 lei, pregătire profesională 2.000 lei. Pentru învățământul gimnazial, suma de 32.500 lei, din care alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 30.500 lei, pregătire profesională 2.000 lei. Pentru învățământul primar, prevăzut suma de 86.800 lei, din care materiale pentru curățenie suma de 5.800 lei, iluminată încălzit forță motrică 63.900 lei, apă, canal, salubritate 1.000 lei, carburantul preferent suma de 16.800 lei. Pentru învățământul preșcolar, suma de 21.700 lei, din care furnituri de birou 4.000 lei, iluminată încălzit forță motrică 3.200 lei, apă, canal, salubritate suma 2.000 lei, poștă, telefon, internet suma 6.000 lei, alte bonuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 6.500 lei. Din venituri de la bugetul local pentru cheltuieli materiale s-a asigurat suma de 45.000 lei, din care protecția muncii 3.000 lei, transport, naveta, cadă de acție suma de 32.000 lei, burse 10.000. La capitolul 6502-57, drepturi copii, ce suma 7.000 lei? La 6502-50, stichete sociale pentru credință, suma de 12.500 lei. La 67... Am cam terminat cu învățământul? Da, da. Dacă doamna director are ceva de spus? O, cam asta e, ca prioritate avem controlul medical la cadrii, 3.000 de lei. CES-ul 7.000, unul este pe Parava, unul pe Rădoaia. Bunuri și servicii cu... Deci totalul avem pe 46.700 lei, din care 32.000 transportul cadrelor didactice. Eu nu am verificat încă, dar voiam să vă întreb dacă știți sau dacă ați vorbit contabilul, dacă noua lege a costului per elev v-a avantajat cumva. Adică a crescut valoarea per elev ca și buget? A crescut puțin valoarea. Problema la noi constă în faptul că ni se diminuează numărul copiilor. Din cauza primarului. Da, dar ce privește controlul medical, s-a asigurat și anul acesta, CES-ul la fel, unde stăm mai sensibil la bursele școlare. O să le acordăm, cred, în anul școlar următor. Pentru că anul trecut n-a fost nicio bursă acordată și o avem în dosare. Dacă e pentru ultimul trimestru. Adică noi v-am prevăzut banii și dumneavoastră presupuneți că vă se întrebiți. Pentru că anul trecut nu au fost burse și solicitări. Nu au fost solicitări? Da, din cauza că n-au fost fonduri cu un an mai întâi și atunci n-am mai făcut dosarele anul acesta. Bun, da, noi avem două luni și pentru anul școlar următor. Deci din septembrie în continuare, ca să acordăm burse. Controlul medical va fi să fost administrație la școală. Da, ne-am stabilit lucrurile astea, anul acesta am beneficiat, deci nu au fost probleme, CES-ul s-a plătit, am primit și sprijinul de vizitele, da? Nu, punctul ăsta de vedere, mulțumesc. Bun, trecem din nou la Consiliul Local. Știți ce n-am prevăzut și la școală? Să dăm și noi ceva pentru elevii,
care zbor la învățătură sau pentru bursi pentru ceva. Păi avem, dar bursi. La bursi, lasă că sunt bursi pentru, zic eu, de merit. Nu sunt. Deci aceste bursi sunt numite de burse sociale. Sociale. Sociale, dar care copiii frecventează cursuri. Da, și noi ești bursi de merit. Mai dat cândva, mai țineți minte. Astea sunt burse sociale, dacă știi. Când trebuia o solicitare, dacă aveați cadru, poate nu aveți cadru. Dacă e vorba de olimpiade. E vorba de olimpiade, eu știu de un concurs. Păi trebuiam niște condiții. Și că au fost cândva. Asta mă referă. Ai valorii naționale, numai inima deschisă să dai curs. Dai 2 la 50 de copii, promovează doar 2 note peste 5. De asta aveți curajul să întruniți Consiliul Profesoral, să acordați bursii de merit în situația aceasta? Da. Nu, zic ca situație, adică eu mă gândesc să-i sprijin pe cei sociali care au cazuri foarte grele să aibă acces la învățătură. Cât vreme cei care frecventează nu înregistrează un progres, au și serviciu de after school, sunt susținuți din punct de vedere financiar, masă, totul, se asigură și nu fac eforturi. Atunci cum să le dau bursă de merit? Nu. Dar avem cazuri. Dacă aveați cazuri, asta mă întreaba noi. Dacă o școlii împici meritoși, am văzut tot ce să... Păi asta vă spun, din 50 de merit... Dar mă rezi că n-ați probabil că n-aveați, nu? Păi n-aveam cum să 50 de merit, nu și-au promovat 2, peste 5. Da, dacă am terminat cu școala, revenim la bugetul Consiliului Local, la capitolul 6702 Cultură, suma 100.000 lei, din care 6702 cheltuieli de personal, suma de 58.000 de lei, 6702 cheltuieli materiale, suma 2.000 lei, la 6702 alte servicii culturale, suma de 20.000 lei, zilele Comunei Parava și acea activitate de Moș Crăciun. Da, de acolo am înțeles că s-au tăiat. Discutăm. Discutăm. Capitolul 6802, asistență socială, suma de 983.000 lei, din care 6802.10, dreptul asistenților personal, suma de 452.000 de lei, 6802.20, curs de pregătire personală, suma de 4.500.000 lei, 6802.57, ajutorii sociale, suma de 526.500.000 lei, din care indemnizația handicap 476.500.000 lei, ajutor încălzire beneficiar de ajutor social 15.000 lei, ajutor încălzire subvenție suma 25.000 lei, ajutor social de urgență suma de 10.000 lei. La capitolul 7002, servicii publice, suma de 320.700.000 lei, din care la 7002.10, cheltuieli de personal pentru salariații de la serviciul public de alimentare cu apă, suma de 110.000 lei. La capitolul 7002.20, cheltuieli materiale alimentare cu apă, suma de 174.000 lei. Însemnând energie electrică pentru servicii publice de alimentare cu apă, suma de 42.000 lei, alte cheltuieli materiale, suma de 132.700.000 lei, reparații, avarii, studiu hidrogeologic final, aviz, sistem de alimentare cu apă comună, vitanzare, stație de epurare, RENS, în domeniul studiului de fezabilitate alimentare cu gaz. La capitolul 7002.20, cheltuieli materiale de iluminat public, suma 36.000 lei, din care energie electrică de iluminat public, suma de 16.000 lei, întreținere de iluminat public, 20.000 lei. La capitolul 7402, protecția mediului, suma de 212.000 lei, din care 7402.20, cheltuieli de salubritate, suma 200.000 lei, la capitolul 6402.20.30.30, alte cheltuieli cu comisii servicii, neutralizare, cadavre de origine animală, suma 12.000 lei. La capitolul 8402, drumuri, cheltuieli materiale, suma de 118.000 lei, cheltuieli de întreținere de drumuri comunale, suma de 118.000 lei, dezăpezări, petruire, întocmire, documentații pentru modernizarea rețelei stradale. Că poate până atunci terminăm și restul și chiar putem spune că avem modernizare stradală. O rețea stradală. Pentru secțiunea dezvoltare se suplimentează cu suma de 247.030.000 lei, din care a 74.51.71 canalizare stații de părere de daia proiect tehnică actualizare de PUPTA 174.000 lei, la 70.50.71 BUH 100.000 lei i-am lăsat acolo în continuare.
Așa e 703-71 reabilitare, bibliotecă 20.000 lei, la capitolul 6502-58 servicii educaționale, completare, școală după școală, 43.030 lei. Da, am înțeles că ați mai realizat aici pe acolo. Da. Luați cuvântul, domnule. Bun. La... Cărți, publicații, suma de 8.000 lei. Cărți, publicații, bune, la ce capitol? La 510220, pentru secțiunea funcționare. Dați puțin, că am nevoie să fiu foarte atent, că să notez și eu. Da. Aia nu-i până e. Nu e. Cărți, publicații? Da. Da. 8.000 lei, da. 8.000 lei. Ridicat, deci anunțul monitor oficial, ziar local, filmare, ședință, consiliu local. Deci noi am stabilit o sumă de bine, dânși au venit la începutul anului, au spus, au avut o ceriți, 400 și ceva de ședință. Da, avem o ofertă, da. Cam bun, noi am hotărât dânși, dacă vor, dacă se poate, și așa bugetul la 12 cum e, deci 350 lei pentru fiecare ședință, mulți cu 12, pentru fiecare ședință ordinară. Mulți cu 12. 350 pe ședință. Da, ședință. Deci mulți cu 12. Nu are să înțeleg, da? Da, da. Da. Deci, ședință. Deci dacă o să fiți de acord, să fiți de acord cu valoarea asta, o ridicați pe SICAP și noi de acolo venim și o adiționăm. Da, deci, atâta sunteți dumneavoastră de acord, da? Putim? Atâta sunteți dumneavoastră de acord. Deci, asta e suma fără TVA, dar... Cu TVA. Da, adică să înțelegem acum. Cu TVA. Supuneți la vot, vă rog frumos. Cine este cine pentru? Pentru modificare. Pentru modificare, da? Da, pentru modificare. Votat în unanimitate. În unanimitate, da. După vă la... După vă ziceți. Haideți, lua să facem la serie. Da, 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 stați puțin. Cu ce afectează... Nu, rămân, de fapt. Rămân. Este un amendament. Nu, și cu ce afectează proiectul? Nu scade nu crește. Nu scade nu crește. Adică 8.000 rămân tot aici, dar mă să văd tot aici. Exact, mai mult în capitolul ăla. Am înțeles. Ca să știu cum... Noi am estimat așa, ca ce anunțul o să dăm la monitor și anunțul o să dăm de ziare, proiecte, de examenele care trebuie cu anunțul. Nu se modifică. Plus s-a ținut de valoarea ultima dată operatorului de televiziune. La capitolul 670220, alte servicii, dar suma de 20 lei zile comunii Parașul Moș Crăciun. Da. Aici am diminuat cu 10.000 lei și am suplimentat la soțiile culte. Da. Deci unde erau 20.000 și am mai suplimentat cu 10.000. Deci în loc de 20.000 de lei la 670220, rămân 10. Rămân 10. Rămân 10, da. Iar la 670259, a, terminați. Fii 30. Iar la cât? 670259. 670259, da? 30.000. Rămân 30.000. Dintre care? 30.000. Așa, din care? Așa 30.000, deci vin 200.000. 20.000. Pentru parohia Parava. 20.000. Parohia Parava. 5.000. La Schiuș. Parohia Trăbușan. Pentru Biserica Schir. Pentru Biserica Trăbușan 2. Drăgușan. Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae. Parohia Drăgușan, Sfântul Nicolae. Biserica Sfântul Nicolae. Satschir. Nu, 5.000 biserica Sfântul Nicolae. Da, așa. Și 5.000 pentru biserica Teiuș. Păi și la mănăstirii nu am zbădat? Rămâne anul ăsta. Urmă la anul pentru Drăgușan și la Rădoia s-o dat și anul trecut. Ei renunță. La anul renunță, de exemplu, de la Parava se va da unii trei la Drăgușan. Dar 5.000 biserica Teiuș. Da, așa. Da. Anul trecut am dat mai mult la Rădoaia, de exemplu. Sunteți de acord? Vă rog, votați. Da, pe toată nu. Votat în anumitate, da? Păi, preoții au plecat
Până la urmă, noi votăm, noi stabilim. E treaba nouă. A fost o întoarcere de 180 de grade. Dar nu e toate. Dar nu e toate, dar și ei. Dar și ei tot așa. Dar sunt necesare. Fii nemulțumit, Alexis, acolo. Păi da, cu ce spui? Păi n-avem ce simt. Dar aia am făcut drumul. Ați fi mulțumit. A, nu știți mai săraci. Acolo mai zic și jeepul. Mai vin mai ăștia. Vine pe mația. Așa. Acolo oricum. A, să înceapă. Și la anul mai dă. Dar ridificare. Deci asta pentru biserică s-a fost cu votare în maminitate, da? Da, da, da. La anul la anul celălalt dăm la Rădoaia și tot așa, la... Păi și anul trecut am dat la Rădoaia, de exemplu. Nu, cât un an. Anul trecut am dat la Rădoaia. Da, da, da. Deci am dat... Stai cu mai mulți bani să poți să facă ceva, că dacă îi împarți, așa, în fine, revine o sumă mică și nu poți să facă nimic. Dar acum nu se știe ce vreau, de pe a venit, nu prea știe. Da, anul trecut le-am dat, că era chestia cu... Și la asta e cu știința, cu plouă. E tot așa, da, dar acolo bază o să știe și la oameni. E greu că prea mai... Dacă nu le dați bani, nici mai zice. Dați-le bani. Da, mă, da. După care luăm pauza și discutăm și punem un proiect ăla. Și cum trecem la diverse. Sunteți de acord? Da. Da. Puneți la vot proiectul cu modificările care deja au fost votate. Vă rog să puneți. Cine este pentru? Dar doamna, permiteți-mi să am o întrebare. Mă să susțineți biserica. Sunt de acord. Dar părintele, cu copiii pe care îi are, nu i-a lăsat înscriși la școala noastră. Ce părere aveți despre această situație? Noi suntem comunitatea, facem parte noastră, și școala este a comunității. Eu doar am lansat întrebarea. Păi tocmai, tocmai. Vis-a-vis de chestia asta, am solicitat domnul primar în ședință să deplaseze microbuzul școlii sau a nostru, depinde de multe, și în zona aia la Necucea. Că sunt și acolo am discutat cu doamna director problema asta și am ajuns la concluzia că dacă se face microbuzul mișcarea asta, se întâlnește la școală, nu? Că am fost și de casă. Dar acolo e o distanță. Dar numai puțin, din septembrie, sperăm să ne așezăm altfel cu programul. Au fost decalajul. Avem și programul After School, presupune mai multe curse și sunt profesorii navetiști, care însemna tot orarul de la pregătitoare până la clasa 8 a refăcut. Sunt profesori care vin în școala noastră doar două zile. Stați un pic. Deci mașina oricum merge acolo. Mașina merge, am înțeles. Era vorba de două minute, trei minute. Nu e un minut, da, un minut. Nu poți face o manevră, trebuie să staționezi, să aștepți să urci copilul, bun, să fie răsătoar. Dar vedeți, nu știu dacă e adevărat, dacă să fie auzit eu, să fie fost informat greșit sau poate exact. De la Orbeni am înțeles că trimite de la școală la Drăgușan pentru. Deci ai trimit numai la Petroșan. Tocmai țin la copil, pentru un copil, are nevoie de constituirea unei clase. Asta am întrebat, am lansat întrebarea. Pentru părinte are patru copii, nu ar fi putut face parte din colectivitatea noastră. Dar v-am spus, vrea de la Orbeni, poate să trimite și noi putem aici pentru două. Da, o finanțare, problema este alta. Orarul, programul școlar, cuprinde un anumit număr de ore. Începe cu, să spunem, prima engleză. Profesorul am două zile, profesor din Buhuș, predă religia la noi, care se începe ziua la Rădoaia și la un anumit interval orar apare la Parava. Dacă microbuzul școlar îmi decalează programul, atunci copiii nu mai pot să-și desfășoare activitatea conform acelui orar. Și pentru o lună de zile nu mai pot schimba tot programul. Am înțeles, dar pentru septembrie, cu siguranță. Da, da, da. Cu siguranță, din septembrie, cu siguranță. Bun, dar vis-a-vis că noi am sprijinit comunitatea, biserica, oamenilor. Și noi la fel. Aici, la asta trebuie să duceți multe lămurile cu părinții. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu numai, nu numai cu primăria, avem mai cu biserica. Nu vreau să intrăm în contradicție, dar și cadrele trebuie să-și fac datoria. Să nu mai aveți doi copii peste cinci și vreau să mai sunt și cadre didactici care sunt pe raza comunii și adaptă copiii în altă comună. Iar ei, da? Deci ne confundăm cu o situație destul de... Copiii mei au învățat aici. Și a mei au învățat aici și sunt bine. Aveți în grijă și școala Rădoaia, am înțeles, da? Acolo sunt mulți. Ați văzut ce toalete au acolo? Am văzut, am fost acolo. N-ați discutat sau n-ați amintit de problemele de acolo? A fost ziua Pământului Luni, am desfășurat acțiuni de ecologizare. Parcursul anului școlar, de când m-a aflut funcție, am făcut tot ce am putut. Și pe Drăgușani, cu sprijinul oamenilor de la social, cu sprijinul oamenilor de serviciu. Am fost
în armată. Dacă deci n-ați considerați că nu am îndeplinit am fost obiectiv, și am întrebat copiii și mi-au spus că ei merg la toaletă acasă. Și am zis, dacă e casa mai departe, e pe unde putem. Nu, au toaletele în curtea școlii. Copiii din clasa 8-a sunt destul de mărășori. Copiii din clasa 8 așa era. Nu este funcțional grupul nou construit, e adevărat. Dar cel vechi, care e în completarea magazii, acolo au acces la toalete. Am fost acolo, nu credeți. Poate s-au mai schimbat între timp. Ar trebui eu la nou. Și altul, și altul. Păi tocmai cu sprijinul noastră, dar nu funcționează. Dar trebuie să funcționeze, da. Ei, mai puteți de acolo, de exemplu, aveți la iluminat în călțire foarte motrice. Aveți o sumă de bani acolo în care mai aveți niște lemni care au rămas de anul trecut aici. Da, discutat. Ce mai poate, da, ce se poate face cu dragul. Ceva acolo ca să... Dar nu s-ar putea cât se poate. Chiar dacă condițiile sunt precare, eu sunt de acord că vezi la nivelul țară. Sunt situații cu... Poate să faci canalizare. Am înțeles că... Păi dacă face canalizare... Păi acolo să înveță, că au un proiect cu romii, nu? Spunea și colegul de acolo și ei nu pot fi aduși la condiții bune, cum s-a încercat să se aducă toți copiii comuni da, la Parava. Dar acolo trebuie să făcute condiții. Am fost împreună, domnul vice, ați văzut ușile alea acolo. Deci eu ce am văzut acolo am rămas șocat. La rătoaia. Au fost schimbat. Și pic sub ușile alea intră șobolan ușoare. Deci, curentul, vântul, ce acolo? Deci au fost schimbate vreo 3 ani. Da, ori de câte ori este nevoie trebuie intervenit și făcut tot ce se poate. Cum a spus dumneavoastră, făcut tot ce se poate. Condiția, copiii sunt la copii. Nu poți să intervii de câte ori este nevoie. Deci odată ce ai atizurat un bun, o ușă, ușa aia are un termen de viață. Dacă nu are grijă de ele, cei care... Acolo-i probleme. Scoate-i domnule, dacă nu faci treaba, dacă nu are grijă de școală aceea. Nu poți să cumperi o ușă de 3 ori într-un an. Bun, am înțeles. O justifici. Un nalipon. Dacă nu i-ați venit cu picior. Dacă vreți să aduc ultima intervenție, s-a făcut undeva în jurul anilor 2007-2008. Cam mult. Atunci a fost reabilitat. Mai mult de 10 ani. Atunci a fost un program de finanțare fare. Și atunci au avut ei condiții excepționale. A fost profesor, acolo profesor. Până acum nu putem să trăim din amintiri. Trebuie să facem azi. Domnule director. Am înțeles, da. Să mai stea și profesorii pe la tuturor. Acolo nu ne-a sunteți în robat, că n-aveți cum să-i verificați. Puneți camere de la vedere. Puneți camere de la vedere. Dar sunt al noastră. Am tăiat în fond, ce pot face mai multe profesorii să știi părere. Să nu mă înțelegeți greșit, da. Nu căutăm vinovat, trebuie să căutăm vinovat soluții și o palmă dată pe obrazul tuturor. Am înțeles. Și am mai spus că n-a fost vorba despre închidere școlii de la Drăgușani. Am înțeles și v-am spus și atunci, nu sunt absurd, dacă nu sunt copii, nu trebuie să-l ținem așa. Bun, dar noi trebuie să facem toate satele astea să fie condițiile la fel în toate. Comuna nu e un sat. Trebuie să facem discriminare, trebuie să nu trebuie să avem nimic, copiii sunt la fel. Da. Iar cadrele didactice de acolo au și sporuri un pic mai mărișoare, au și unele mai mari. Și ia să vedem și de acolo, din cât copii au dat examene, să vedem și cam ce rezultate au făcut. După cât am înțeles, scuzați. Un medic electrocardiogramă. Așa. Deci indescifrabil, o lucrare scris indescifrabil. Mă scuzați, după cât am înțeles, am eu la Rădoaia. Deci în clasă sunt elevi, de exemplu, 3 din clasa 3 într-o clasă, 3 din clasa 4, 3 din clasa 6. Nu se poate învăța în felul ăsta. Foarte greu, tocmai și așa am... Profesorii ce fac, nu știu. Păi ei încearcă și imposibil la un moment dat, pentru că nu-ți permite constituirea unei clase sub minimul admis. Și soluții din excepție că sunt din Roma, deci minimul este 18 copii. Cu aprobare specială 12. Cu aprobare specială 12 și am constituit grupa, clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2 cu 12 copii. De asta funcționează acolo. Altfel ar fi trebuit să-i aducem la Parava. Clasa a 3-a și a 4-a, la fel, învață în regim simultan ca să ne încadrăm pe excepția de lege, pe motiv că sunt etnii romă și au școală în comunitate. Majoritatea sunt analfabeti, domnule. Eu merg acolo, dar haideți să fim realiști. La serbarea de Crăciun au fost prezenți, să spunem, în jur de 60 de copii. N-a fost unul care să nu spună o poezie. Cum e analfabet copilul ăla? Dar încă nu știți ce se întâmplă acolo. Are dreptate.
Cum da, au spus poezia, au spus sau vorbim. Avem promisă brigada, vor veni în mijlocul nostru inspector de specialitate și vedem ce se poate face pentru a remedia situația și pentru a îmbunătăți rezultatele. Acolo la capacitate, în ultimii ani, de mulți ani, a luat vreunul capacitatea? Exam de capacitate? Au luat, da, au fost situații, dar la mine promovabilitatea este redusă, comparativ. Pentru acolo și un caz special, că pleacă, acum 20-25 de ani, nu, se făceau clasele 1-8, după care vineau la parat, făceau clasele 1-10. Acum majoritatea clasele a 6, a 7 o termină acolo. Deci nu sunt mai departe. Din ce cauză? Și din ce cauză? Pentru că părinții aflați în străinătate vin exact și iau copiii în timpul anului școlar și aduc peste un an sau doi fără echivalare de studii. Și atunci suntem nevoiți să matriculăm la nivelul studiilor absolvite. Și ei, în loc să-și cimenteze, cum spunem noi, că au pus fundația și construiesc ceva, dărâmă și ceea ce au învățat în țară. Pentru că nu știu nici limba română bine, nici limba romanii să o stăpânească, nici engleză sau franceză sau spaniolă unde merg ei. Sunt cazuri reale și cu situația asta ne confruntăm. De unde pleacă? Din comunitate, din familie. Nu au locuri de muncă și nu pleacă de bine. Am înțeles, dar nu-i vina școlii. Nu-i vina școlii că nu pregătează elevii. Și atunci suntem noi vinovați că nu pregătează elevii. Nu. Noi nu suntem muncați. Am găsit soluții. Nu căutăm vinovați. Prin menținerea școlii, în regim simultan. Pentru un an de zile. Vedem ce se întâmplă peste 2 ani. Dacă se întorc în țară, vom avea din nou costuri. Dacă nu? Dacă nu, rămânem în regim acesta de simultan. Atunci, putem să-i aduce pe ei de la nu poți să-i aduce. Dar are regim special. Așa că un special. Așa spune eu. Lasă-mă cu regimul special. Dacă oamenii vor să trimite, avem microbuze și vor să ne spunem. Șapte profesori sunt de-a lungul săptămânii, este domnul Cicolete, doamna Tămăcaru este română, matematică, vine într-o zi istoria, vine într-o zi religia. Nu l-am votat. Deci nu avem mai mult de și ce vă învățăm? Gata, hai să supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Nu. Unanimitate. La ombră. Da, deci cu amendamentele... Cu amendamentele spuse de domnul. Luăm o pauză de 5 minute. 5 minute. Altcineva? Ok, la punctul numărul 3, la proiectul 3, cu modificarea organigramei și a statutului de funcție al Consiliului Paralel de Subacă. Da. Acum, domnul secretar, în procesul de val, vă duceți să v-ați dat locul la 3, da. Acolo am spus așa, dacă până acum au mai mers camionul, am înțeles, ori de câte ori a fost nevoie și fără hotărârea noastră. Pentru că a fost nevoie, a avut cine-l conduce, s-a găsit de cum, necum, cu intervențiile sau cu mustrările domnului primar, că aveți grijă să nu cheltuim mai mult decât ne putem permite. Deci s-a mai putut. Vreau că se mai poate și așa până o să avem bani să îi dăm de treabă celui pe care îl vom angaja. Până la urmă îl vom angaja. Am văzut că nu avem cum să nu dăm aprobare. Dar deocamdată, dacă tot mergem așa pe cum se poate, pe avarii, să zicem așa, nu cred că e cazul să ne hazardăm. Dați-mi voie, dă-mi noi trebuie așa. Trebuie să scrii clar în contractul ăla, doamne, parcă n-am înțeles. Trebuie să creezi, ca să creezi un loc de muncă. Ai face un anumit, ai anumit tip, etape de parcurs. Când vrei să angajezi pe cineva, crezi că într-o zi sau două zile, iar dacă domnul primar deja a dat drumul la demers, cum să dea drumul la demers? Adică cum? Da, da, da.
Pentru un proiect ați dat drumul la demersul. Adică ăsta e primul demers. Ați făcut? Nu, primul demers a fost să obțin ordinul prefectului. A doilea demers a fost să obțin modificarea organigramei de la NFP. Okay. Ăsta ar fi a treilea demers, de cerere pentru o hotărâre cu avizul celor două instituții. Instituția prefectului și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Plus că mai durează de un an de zile până o să fie și așa de jumătate de an. Cel puțin un de zile, cel puțin un de zile. Și mai pot. Da, dar mai este ok. Nu putem să o întindem. Problema este alta. Ai un termen în care trebuie să raportezi la firm. Nu știu cât e termenul. Trebuie să știm și asta. Cum am văzut ce scrie acolo. Ei pot să vină oricând. Deci suntem sub perioada de... supraveghere a firmei de zile. Dar am mai fost și cu after school de la Rădoaia și ce s-a întâmplat. Am mai fost. Dacă nu fost la firmă, nu fost. La firmă, nu. Ce after school? Ăla din 2014, care s-a terminat monitorizarea lui în 2016. Păi tăi, ce s-a întâmplat? Era dotare, domnul. Nu era funcționar. Nu era funcționar, nu? Ce am fost de la firmă? Bani sau cartă sau cheltuie? Era dotare, domnule. Domnule, chiar suntem așa o leacă. De ce deci n-a fost proiect, a fost doar o dotare? Da, domne, dotare pentru after school. Prima dotare serviciului after school de lângă școala Rădoaia sau de la școala Rădoaia. Eu înțeleg să prima dotare, nu era vorba că să angajez. Pentru că n-am fost în perioada. Și eu ce am văzut și ce am aflat. Și din raportul de celălalt cu atâtea discuții, la fel, rezulta amenda aceea de 200 de mii de lei, la fel, ne amenințați pe noi cu... Nu amenințat, dar a sugerat un pic așa, că vom plăti noi. Așa, omul, dacă vine aia și spui, da, tu ți-ai făcut treaba, dar nu te-ai angajat șofer? Cei care trebuiau să plătească au plătit? Ce nu? La ce nu greșești? Amenda aceea de 200 de mii. Dar vorbim de amendă, noi acum să vorbim de... Nu, da, dar a sugerat că vom plăti. Păi cei care au vrut să plătească au plătit? Hai să supunem la vot și... De când fondezi? Chiar stai în baca ta aici. Hai că vorbești prea mult. Păi da, dacă ai conducit în ședința. Stai în baca ta aici și taci din gură. Să te ferească, Sfântul, să fii tu președinte și Domnul Tomozei, să-i înțelegi ce fac. Da, nu, urmează. Da, urmează. Da, urmează. Și o părere ca fiecare. Dacă era el pe doamna femeie, e creatare... Vara scurte, dar cum să faci amenajarea drumurilor, se pot face vara, când mai sunt în vacanță sau în concediu. Șoferii ceilalți nu, în 15 decembrie... Dacă am înțelegi, spuneți să te vă dați voi mâine, după sărbătorul de Paști, primim adrese de la fir sau de la cine am făcut, galui și hopar, n-am știut, chiar nici nu știu cu cine am făcut noi chestia asta cu camionul. Pe care mi-i spune, vă rugăm să ne raportați, nu știu ce. Eu îmi răspund așa. Am supus organigrama în ședința din data de, vă trimitem copii după procesul verbal, în care domnul Filipaș a zis să mai tragem așa de timp, că n-avem bani. Am spus eu pe cuvântul meu, dacă nu ne trimit chestia asta. Am folosit eu expresia asta. Păi da, da, e registrat. A spus că mai dați să tragem de timp? Da, a spus că dați de timp. Deci pe cuvântul meu, asta... Așa a spus. Dar acum faceți procese verbale și spun noi cuvânt, cuvânt. Întotdeauna am făcut așa. Știu, trei cuvinte, vă spun. Deci întotdeauna v-am întrebat, ce să notez? Nu, dar acum că nu vreți să o spuneți. Păi în momentul în care încheierea mea în joc, domnul Bucă, știți cum? Păi și a noastră este. Nu. Nu, dar nu realizați după. Părerea mea. Ce spuneți-vă părere? Eu dacă mă cer cu șapă noastră, vă salvez și pe la mine. Exact, să vină domn primar cu un plan. Și în care își spun, vă angajăm șoferul ăsta și vom face. Șoferul care va fi pentru postul ăsta, pentru șoferul care așa. Dom'le, ăsta va face, asta. Mașina va fi... asigurat carburantul pentru a la dar eu n-am de eu să știu ce va face mașina. Păi și atunci la angajăm, bă, dacă nu știm ce va face. Va face ceva, dar... Păi va face ceva mașina, dar eu nu știu să spun că mâine mașina va face 7 cuțe de balastul, nu știu, de la... O să cumpără balastul, de la... Nu știu, să spun... Pentru încălzare, alte atribuțiune ai dumneavoastră. Serviciu legat și din merit, dat amenzi... Păi dacă amenzi, nu pui șoferul de amenzi, ați fi ce-l dat și inspector. Păi dați-l de ce? Păi domnul Bobicea, s-a dat vreo amenzi în urmă de 10 ani. Știm? S-a dat vreo amenzi în urmă de 10 ani. Și pune șoferul de amenzi mereu. Când am avut șoferul care îți dea amenzi... Avem oameni cu sute superioare în primărie. Și nu au dat o amenzi și nu au venit capitolul. Pune șoferul. Pune șoferul acolo. Pune domn primar să aibă sute superioare.
Suntem plini de culoare. Nu știți nimeni să fie inspector. Poate să constate. Poate să facă procese verbale de constatare. Poate să vină alții să le... Păi ce nu e? Păi de astea sunt atribuțiuni. Care poate să le aibă? Poate inspector numai pe liceu, terminat. Dar nu sunt inspector. Dar nu neapărat că trebuie să fie inspector. Poate să aibă liceu. Păi sigur. Asta vreau să spun. Noi făceam greie până când luam câte o categorie, când luam ceva, învățam, mă luați de aia. Și acum, acum dar după față, două luni și-l face inspector. Dar nu funcționează. Acum s-au înscris la niște titulaturi în învățământ și sunt înscris la din doctorat, domnul. Fără facultate. Păi cum? S-au înscris la doctorat, la Chișinău. Dar nu va fi inspector pentru că va fi contractual. Dacă ajați în primărie, de la caserie, are funcții de inspector. Și asta înseamnă că trebuie să ai facultate. Băi, are, da. Are, are, dar funcția, voi când te-l angajezi și aia, dar nu neapărat să ai facultate. Păi de asta mi-e trebuie. Da, bine, acum am văzut că facultățile și noi mă aduce. Fac ușor. Bă, asta e. Eu am 70 de ani, tu mă duc să fac o facultate. Cinci, da. Și nu știu dacă facultățile tehnice se fac așa ușor. Ba, se fac. N-am bani acum, știi cum am ajuns acum? O să fim întrebați, dar voi ce studii aveți să ne judecați pe alții? Sau să judecăm pe alții? Nu? Și suntem oamenii care luăm decizii pentru comuna asta. Consilier, nu? Când am intrat consilierul, nu-i zis nimeni, băi, că dacă ai studii superioare, nu poți să intri. Da, uite! Dar avem niște activă, da? Eu am facultate acum și o termin și sunt... Pot să conduc și un camion, pot să conduc și mașină. Nu? Dar asta... Și pot să fac și altceva, dar nu sunt cu rea intenție. De mâine nu mai conduc. Cine mă obligă? Să vedem cine mă obligă să conduc camionul. Dar nu spun, conștiința. Poate am condus, poate am condus, domnul Tomozei, numai puțin, că vă iubesc, dar vreau să vă spun conștiința ceva. Poate am condus pe drumul Teiuș toată noaptea și a doua zi la ora 8 am venit în fața domnului primar, că mi-e rușine și de el, nu? Și am dezemezit că una să nu aducem o șinilată, să spargem asfaltul doar turnat. Nu-i vorba, dar nu mi-am făcut reclamă. Dar nu mi-am făcut. Stai puțin, domnul Milie. Haideți să ne înțelegem. Nu e în atribuțiunile viciului primar să fii șofer, doamnă. Dar poți să faci. Dar haideți să răspundem. Băi, nu poți să faci. Poate și convini. Cum așa e nimic? Dar nu-i vorba de convenit. Dar pe bună dreptate. Pe bună dreptate. N-ar fi urât să stau cu camionul în curte dacă eu pot să-l conduc? Păi ești liber. Dar faptă bună. Păi nu m-am trebuie și un șofer dacă este proiect respectat. Trebuie proiect, proiect respectat. Dacă nu primesc adresă prin care mi se cere să spun stadiul de implementare a proiectului, ce le răspund? Ședință de îndată și discutăm din nou. Odată ce suntem obligați de contract. Asumați-vă exact ce faceți în toate proiectele astea, că nu e așa de ușor și așa de grubă. Faci o glume și... La vizita în teren, deci când m-au anunțat reprezentația fir că vin la vizita în teren, v-am spus să am caietul de sarcini cu toate cerințele care le-am avut și conducătorul auto în mașină. Adică conducătorul auto trebuia să le demonstreze lor că țărărița are 8 toni, că țărărița e tipul nu știu care, că cardanul la mașină transmisie este nu știu cum, că șasiul este nu știu cum, că... Adică vă zic care aveți acolo pe care le-am aprobat noi, în consiliu, când am făcut cerințele astea la camion. Plus că ți-am pus niște opțiuni care... Dar n-ai de unde să știi ce fel, ce tip de șasiu e. Vezi? Ai conducătorul auto care vine să ne zbiți. Și le-am zis la noi, nu am conducătorul auto, sunt în procedură de ocupare acestui post. Când fac verificările fiilor, ne cer tot ce înseamnă original. Plăți, facturi, contracte, care sunt la ei. Ei ne-au trimis banii, pe care și știți bine, i-am verificat. Nu știu când vor avea ei posibilitatea sau timpul să vină din nou în teren să-mi aducă acele documente. Că documentele sunt date cu proces verbal. Da? Ți-am dat pe proces verbal, nu știu, factura, numărul, contractul, numărul, paginatii. Nu știu când mă notifică, probabil când o să mai aibă o verificare mai recentă prin județul Bacău, pe la alte proiecte. Vin la Bacău și vin spune aici că domnul primar l-am venit la Paraba. Vreau să-ți văd conducătorul auto în mașină. Păi știi că nu l-am. Dar ce demersuri ai făcut? Păi am făcut până la hotărârea de Consiliu. Și la hotărârea de Consiliu nu s-a aprobat postul cu organigramă, deși s-a aprobat prin ordinul prefectului, deși s-a aprobat prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Și noi suntem nici de cum. Da. Noi n-am aprobat, dar nu știu lucrat. Dar mai bine. Când avem? Că avem cu ce avem.
Păi trebuia să atunci, în momentul în care știați că aveți cu cine lucra, să refuzați banii. Și proiectul spune, noi, noi nu vrem. Da? Pentru că asta implică să angajăm persoane și noi avem cu cine lucra. Și nu avem nevoie de 60.000 de euro, euro aia. Și nu vrem camion. Sau așa trebuie să spunem în comun, dar nu vrem. Păi la momentul în care avea pilot automat, avea pilot automat. Nu, să de creare unui loc de muncă. Ăla e o cosă, domnule, timp. Ăla e șofer pe microbus, nu poți să spun. Doamne, dar sunteți oameni. Și acum nu culoresc pe el, dar omul n-are experiență cu camionul, l-am dat într-o zi, s-a dus 200 de metri și s-a oprit. Te vedeți tocmai de aia. În cazul dar nu, 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 fac paranteză. Cel care va veni și stai să vedem cine vine. Eu voi vrea sau doresc să fac parte din comisie pentru evaluarea proba practică. Așa am zis. Și nu o să mai fie motiv să ne îngrijorăm că nu o să treacă nimeni cu mine dacă nu merită. Punct. Dar vreți să-l trimiteți undeva să nu poată să-l întoarcă? Știți cât valorează? La dumneavoastră am intrat pe timp de iarnă cu lama, v-a speriat, da? Nu a intrat niciodată un camion acolo. La Irina ce era în spățesc? Să mă duc cu totul. De asta am început să facem, să-l întoarcem pe partea din deal. Să am viraj în partea asta. Nu e ușor. Mai revezi bine prin curții, intri bine cu el. Păi ăsta e un merit, domnul Vidi. E un merit? Da. Asta e un loc de curs. Balastru, da. Domnul Vici. Balastru unde? La ce zi? În curț așa, la persoane. A, nu, domnul președinte. Ce faci? Ce pune la voce? Ce pune la voce? Hai să punem la voce. Hai să eu mă potrivesc deodată, puteți să menționați acolo, da? Da, ești liber. Să ne rog, puteți să menționați acolo. Da. Ia să punem. Nu stăm la vârstă, dacă ținem ceva să facem ceva serios, constructiv, nu faceți, da? Așa bârfă, puteți să faceți în stradă sau în primărie. Dar bârfă nu facem aici. Nu facem să zis, așa. Vă găsiți așa cu toții care vreți și vă sunteți cu voi. Faceți bârfă între voi. Termină-le. Nu ne mai țineți atâta, stai, spine aici, stai, stai. Dar ține cineva? Ține cineva? Atunci să vă faceți campare, ce șofer aduce, ce cranuri să mai adună, ce ați zis? Spuneți odată, da, să pune la vot și am vrea să Nu sansofonii cu bârfă de asta de doi lei. Domnul președinte, o vrăjeală. Nu dați la fel de ședință. Asta e atitudine de consilier. Cine bate cu unul urmă? Cine bate cu unul urmă? Dar ce suntem? Ai spune la votul, deci? Ce fiind mai... Ascunde dar chiar nu știm să citim o hârtie, să... Să punem la vot. Cine este pe asta? Și gata. Să punem la vot. Cine este pe asta? Împotrivă! Numărața. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Împotrivă? Toți 7, linia asta dreaptă, eu i-am văzut că sunt împotrivă. Sau la obțin. Ține cineva? Eu 6. Eu mă împotrivez din start. Abține. Dar unde a fost 6? Nu împotrivă. Dar e același lucru. E același lucru. Nu vă culcați pe urechea, că dacă nu înțelegeți... Nu este. Asta. Același lucru mi s-a întâmplat, trebuie să vă aduc la cunoștință lucrul acesta, este datoria mea din punct de vedere legal. O secundă, trebuie să vă explic ceva. Am avut, știți că am venit din transfer de la Maia, am avut acolo o situație foarte ciudată, cred că unică în țară, aș putea să spun, și am necesitat la vremea respectivă îndrumare de la ANI, am solicitat la momentul respectiv, și de la prefectura Ialomița am solicitat, pentru că m-am trezit cu o solicitare de la ANI prin care mi se cerea să revoc mandatul de consilier local, ca și sancțiune de altfel, al domnului viceprimar de acolo. Domnul viceprimar care avea la momentul respectiv majoritatea Consiliului Local. Și consilierii care erau de partea domnului viceprimar, pentru că erau de partea lui, s-au abținut în ideea că nu vor să-l dea afară. Bineînțeles că nu l-au dat afară și
dacă nu mă credeți, vă puteți intra pe site-ul judecătoriei Bulsigeni. Absolut toți consilierii au primit amendă pentru că s-au obținut. Deci nu glumeți, oameni. Asta e scoasă de la ce Cristi. Au primit amendă. A făcut, deci au zis că abținerea se consideră vot negativ și automat au primit 2500 de lei amendă. Eu așa că am o întrebare deci, destul de serioasă. Vreau să vă aduc la cunoștință lucrul, dar nu este amenințare, este vă aduc asta la cunoștință pentru că ar fi, repet, o chestie care ar fi contra cunoștinței mele. Nu vreau să spuneți mâine pe mine, domnule, eu n-am știut. În momentul în care vă abțineți, conform legii, se consideră că este vot negativ. Bun, și dacă e vot negativ? Domnule, și la sumă, asta vreau să spun. Se își asumă are consecințe pentru că mai majoritatea spune domnule, eu m-am obținut. Domnule cetățean, vrea să vă pun o întrebare. O secundă. În momentul în care spune eu m-am obținut, spune n-am consecințe juridice, că așa gândește omul. De fapt, ai consecințe juridice. Toți au făcut recurs, toți, dar absolut toți au pierdut recursul și toți au primit amenda. La nu știu cam țară. Asta e. Deci n-am avut spate în camion la licitație și mă duc ei, dar nu pot să le mai termin o vreo. Nu crezi la cuvânt, nu crezi la cuvânt, nu crezi la cuvânt. Nu crezi la cuvânt. O să consemnez votul dumneavoastră după ce pe mici am te spus. În momentul în care am consemnat votul, nu mai putem reveni asupra votului, să fim conștienți de lucrul acesta. Așa. În momentul în care mi se va cere să fac raportare, voi spune că Consiliul Local nu a fost de acord cu crearea unui post nou de muncitor contractual. Dar noi nu dorim, adică Exact. Așa, și automat de aici vor apărea repercusiuni. Clar vor spune, dați bani înapoi, noi nu putem, primăria, domnul primar, aparatul propriu, nu avem cum să dăm bani înapoi pentru că nu suntem în culpă și automat vrei, nu vrei și curtea de conturi îți impune lucrul ăsta, să te îndrepți împotriva persoanelor care te-au pus în situația de a fi în culpă, recte Consiliul Local, recte consilierii care au votat împotrivă sau vă rog, s-au abținut, așa, și atunci să nu avem discuții. Deci încă o dată. Dar nu vă motive, dar nu vă motive. Nu, domnule, nici eu nu știu, nu mă interesează care sunt jocurile. Eu v-am spus care este poziția legală. Da? Deci păi nu... Întrebarea mea era următoarea. Dacă noi vom constata că acest șofer va lua bani degeaba, că nu își face... Exact. Asta o vedem pe partea lucră. Asta pe partea lucră pot face și atunci noi ce putem da afară, domnule. Da afară. Mai mulți eu să vă face lucrurile de post. Nimeni nu spune că e bătut acolo un cui, domnule. Dar puteți da bine și dumneavoastră. Da? Puteți da bine și noi, anumite obligații. Nu, asta nu se întâmplă. Da, da, noi. Mai să hotărâm acum, când ai spus. Asta nu înseamnă că nu vrea el să lucreze. Nu vrea el să lucreze. Domnule, dar atunci noi ne-am propus să cumpărăm un autocamion. Am gândit de cuvitor, haideți să fim oleacul cu mintea. Domnul Cipotaru, haideți să fim oleacul cu mintea. Îmi plătim pe ăsta 3 ori în plus, că ai propusul școlar și uite și faci el. Dar nu poți, domnule, nu poți. Nu poți, 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 nu poți. Și așa are voi mai interesant. Atunci luăm un pilot automat și gata, punem mașină. E ca și când ai cumpărat ceva, ai unul și tu, dar după aia mai vrei să mai plătești prețul. Cam așa s-ar traduce. Nu se poate. Da? Deci eu mă trebuie să fie. Dacă îi dai și alte... Sparge la alte lucruri de făcut. Pe asta că se poate în diagramă, poți să-l pui să turnă iarba. Deci că bursubara, că nu are ce face, nu vedeți cu păsătoare pe... Domn primar, dar noi nu vrem să cumpă iarba. Noi chiar vrem să facă treabă șoferul ăsta, că chiar este de făcut. De ce vă puneți de aboți? Și atunci de ce vă puneți de aboți să nu... Păi nu, 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 dar vrem să vedem cum să-și faci asta. Păi dacă vine lui. Păi dacă vine lui. Dar vine da. Dar noi trebuie, măi, noi nu-i face fișa. Dar stabilim noi. Dar nu-i face fișa. Dar nu-i face fișa.
Îl supune la unie. Când vine aici, ai spus. Dacă nu l-am dat la unie, nu știu că ați spus ca și nu spus. Asta s-o ia noastră de primul meu. Da, păi vezi ce anuce. La condiții, la condiții, n-ar trebui să pune restricția cu liceu. La oameni? Nu, mai spune. Poate să ai o școală profesională, dacă ești un șofer, să faci un șofer, să trebuie să ai... Păi, acum vă contraziceți oameni buni. Voi nu vă contraziceți. Tocmai am spus, trebuie să-i dați mai mult de făcut. Trebuie să aia. Păi dacă să-i dau mai mult de făcut, nu ai costuri. Una trebuie să aibă studii. Degeaba omul, chiar dacă n-ar avea studii, trebuie să aibă și capacitatea să înțeleagă ce agenție fac acolo. Cred că nu m-ați auzit. L-am spus, nu pune șoferul să dea amenzi. Bani, ce să nu-l pun? Poți să fac unul din constatare. Dar acum nu s-au pus nimeni din primării, că au fost puteți de amenzi. Odată jos, undeva, undeva se rupe pisica. Păi și ăla dacă duci la DSP zi, ăla duci toată ziua să nu știu, balastul, pământ, când cine mai dă amia? Păi nu, că să-l fac acei constatatori că a găsit gunoiul în minunul stres. Dar nu doar vorbim, nu e vorba de amenzi. E vorba să poți să vă așa de mult. Da? Dar gândiți-vă că dacă am avea poliții locală. Aia e altceva. Deci e altceva, nu cu liceu. Nu, aia ar fi bine. Cu liceu, dar dacă și poate. Ai un șofer la... Da, 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 ai polițistul local cu liceu, el are calitatea de agent constatator și poate îndea procesele... Domnul primar! Și ne putem să-i abordăm această... Bun! Noi trebuie să votăm că vin ăștia de la afiș și n-ai șofer bun. Votăm organigrama, ai pus, pui condiții liceu, dar nu-ți vine ăla cu liceu la concurs. Ce faci atunci? Domnule, îi demonstrez, eu am încercat. Mai e scos o dată? Noi ne-am absolvit. Și nu mai vine cu deodată, fără condiția asta. Dar de unde știți? Înțeleg că aveți pe cineva care nu știți de lucru. Nu! Eu mă gândesc să nu fii invers. Păi nu, și părerea mea e că dumneavoastră cred că aveți pe cineva care vreți să... Eu mă gândesc să nu fii invers. Eu am întrebat dacă condiția cu liceu este restrictivă. Nu e. Da? Potim? Am întrebat dacă condiția cu liceu este restrictivă, pentru că mie mi se pare restrictivă, doar pentru postul strictiv, pentru că mai omul. Așa, pe lasă mă retire. Deci eu după mine aș vedea o restrictivă. Da. Dar ținând cont că o să încercăm, nu știu, să mai creară alte sacele pe alți funcționari, atunci... Va fi un punctaj. Asta cu liceu e bună. O să vă scumpăr, dar aici nu sunt de acord cu liceu. Poate fi un meseriaș profesional, ce facem? Șofer? Îmi aduce unul cu liceu, spui de la el când îți deschide capota sau... Dar e liceu. Păi nu-i corect. Dar funcționarea cu liceu. Poate să facă not de constatare, nu ai bără să fie organ, să facă procese verbale, să facă sancțiuni. Și alte obligații. Și alte... Oare angajăm șofer, ori... Angajăm... Păi nu, o stabilim acum? Păi da, ori funcționar public, angajăm șofer. Dar să funcționar public. Șofer angajăm. Șofer angajăm. Șofer cu școală profesională. Nu, poate să aibă și facultate, domnule. Da, poate să aibă și facultate. Deci la concurs... Doar la concurs, doamna se, la concurs se poate scrie și ăla cu profesor, și ăla cu liceu, și ăla cu... Facultate. Nu trebuie să puni că ăla cu studiul profesor cu liceu, oricum se descurcă mai bine la examen. Și atunci care e problema asta? Experiența. Hai să vă urmă de la profesor. Dar puniți să-și la proba practică. Să țin acest concurs, că nu o să-l țin noi, funcționari de la primărie, să organizăm concursul, dar nu să dăm noi... Eu pe partea teorie și coeficient, dar partea... Da, adică se pute așa, dar aveți șofer cu studii superioare acum. Așa este, am dat viață profesionist,
secretar. Nu dați acolo cât țări are un neobreală, ci constă Consiliul Local, că așa s-o mai dat acolo. Bine, dar faci cum vrei că tu am. Nu faci cum este treaba ta, nu-i băgăm. Pentru că ce se întâmplă? Nu, dacă așa s-o dat acolo. Pe la concursul ăsta e mit ca funcționarii de la primărie să facă parte din aceste comisii de concurs, pentru că sunt localnici și pentru că și candidații sunt localnici, să nu fie discuții, pentru că... Haideți să vă dau exemplu. La ocuparea postului de conducător auto pe microbusul școlar am avut doi candidați. Unul a fost actualul Costel Bursuc și celălalt a fost Costel Țăgaș. Amândoi au venit aici, s-au prezentat, te-am văzut, am venit cu ei, băi, amândoi sunteți dragi, că amândoi v-aș vrea, dar din păcate este o singură mașină. Vă urez succes și am plecat. Am plecat din instituții. După care ar fi fost discuții, că știi că ăla a fost avantajat, dezavantajat, adică să ajungă un funcționar public să intre într-o discuție de-asta contradictorie cu unul dintre candidați. Atunci, dacă membrii comisiei sunt străini de paravan, aș evita asemenea discuții. Spune, ai, da, da, uite, tu care ai fost membru în comisie și ești consărteamul meu și nu știu, niște timp de o viață, n-ai vrut să mă ajuns pe mine, l-ai ajutat cu el. Așa fi străin, evit discuțiile astea. Discuții tot, vorba. Da, eu am conștiința păcată că am făcut în așa fel, că să fie în regulă și să nu... Eu, după mine, discuțiile văd că deja apar înainte de organizarea concursului. Înainte de aprobarea organigramei au apărut discuțiile. Că ar fi ăla, că ar fi ăla, altul, că ar fi ăla. Haideți să discutăm. Ne trebuie un conducător auto. Și atunci, deci reluăm votul. Dar pune cu și fără chestia aia restrictivă. Da, fără nicio fel. Dar nu e restrictivă. Nu, haideți să vă spun. Deci, în acest moment, care vrea să dăm și altceva de treabă? Dar nu... Dacă zicem așa, domn primar, mai... Dar nu! Ce vă deranjează? Dar ce fricați de treabă, domnule? Îl punem la măturaș. Am spus, poate să vină la culicea deocamdată și ia examen. Să măturăm. Să vină și ăla fără. Dacă nu are de treabă pe mașină, îl pune și mătur în... Chestia în condiția de studii. Da, asta va face. Nu trebuie să... Domnul Jovoze, se pare că așa muncesc foarte mult acum. Hai să luăm pe aia. Nu, nu, noi acum o ai neapăsat. Noi votăm... Da, e să auzi la serviciu. Stau primar, ca ce vă mână la serviciu. Îl pune la mână. Procesul de-a stat până la Valentin. Domnule Genișul, doamna secretară, lămurim cu care. Vreau să lămuresc ceva. Deci, dumneavoastră, stabiliți că sunteți de acord cu existența acestui post, da? În momentul în care noi stabilim condițiile de scoatere la concurs a postului, la examen, așa, pentru examen, eu o să țin cont de toate recomandările dumneavoastră. Și anume, faptul că nu vreți cu, nu neapărat cu, cu liceul. Da? Păi menționați în procesul verbal acum. Evident că trebuie un proces verbal. Logic că trebuie un proces verbal. Că să nu mai aibă liceul. Să nu aibă. Să nu aibă. Nu e obligatoriu să aibă liceul. Exact, exact. Da? Deci asta. Deci eu o să țin cont de toate recomandările dumneavoastră. Dar ar mai fi o problemă, doamna secretară, să știe, chiar de aici șofer, doamne le știu, de pe buldo, nu poți de medical, concedă, să știe și pe buldo. Dar știe, să nu creze, să nu creze, să priceapă și din colo. Păi asta o să facem, condițiile de concurs. O să mă consult cu domnul Vici, că am înțeles, nu o să mă pricep nici cel mai bine. Nu cel mai bine, mă pricep. Nu poți să puteți să cereți. Nu poți să cereți asta. Dacă în timp se învață și se acomodează cu tirajul, e altceva. Dar nu poți să cereți. Poate nici ceva. Poate nici ceva. Că vrea să învețe, cum se adaptează, cum asta. De-aia există și interviul, dacă stăm să ne gândim, da? Nu? Nu, sunt trei probe. E scris interviu. Depinde de cine vrem, măi, că asta e simplu. Da? Deci, vrem asta om e ideea. Cu cât sunt mai mulți candidați, cu cât vor aplica mai mulți, ai de unde alege. Corect. Nu? E logic. Dar trebuie creat postul mai întâi și mai întâi. Asta e ideea. Că dacă nu-i creat postul. Nu-i bune să știi că va face, că nu va face, că... De ce am văzut și eu viața asta, când se angajează cineva și eu știu, fac de aia, fac de aia, după ce se angajează și eu nu știu să fac. Am mandat un motiv așa aici, cu societatea video, oamenii se cunosc între ei și se știu. L-a făcut! L-a făcut!
Consilierii doresc ca angajarea să se facă fără a se impune condiții de studiciare. E bine așa? Da. Bun. Bun. La diversi. Mă scrie. Ședința așa, domnul... Dacă eu am școala de gradat și pe aia mă pot să scrii. Hai. Puteți să aveți și doctoratul și o școală cu laude. Ai studii superioare. Domnul Ciribașa, hai. Și școala de gradat. Un pic. Domnule primar, știu că acolo, când a fost făcut proiectul pentru apă și canalizare, erau condiții că nu poate fi apă acolo unde nu e canalizare. Nu ar putea fi și o condiție că dacă ai apă curentă trasă, trebuie să ai și canalizare? Sunt trași la ora actuală cei care au apă? Nu toți. Păi tocmai. Asta vreau să întreb și, cred, și vreau să spun dacă nu cumva ar trebui să fie obligați. Ce te obligați prin legii? Odată, dacă ați auzit și la radio, legea 241, articolul 31.5. Dacă ați văzut și v-ați interesat, noi am postat și pe site și pe Facebook obligativitatea de a se acorda, am pus și niște afișe prin sat. Problema e că oamenii care și-au creat niște condiții de baie în casă, de bucătărie, au făcut solicitări și s-au acordat. E vorba de bătrânii care au rămas doar cu, cei care au rămas doar cu plasamentul în curte, cu ciușneaua aia. În rest, mare parte se canalizează lumea. Deci chiar am aprobat cereri, chiar au început să crească debit spre stație. Am fost nevoit să facem o vidanjare săptămâna trecută, parcă, sau cu două săptămâni. Urmăresc debitul către stație permanent. Vă duc la stație permanent să văd își crește bine. E subțire pentru o dată la stație. Cam asta e despre... Pentru că am vorbit la alte ședințe că nu merge stația de apurare pentru că nu are cantitatea de apă uzată necesară. Cum creștem cantitatea dacă nu se leagă fiecare, mai ales cei care au apă curentă, trebuie să aibă și... Așa, trebuie să extindem, nu, canalizarea și la Rădoaie. Ne apucăm de alte, deci noi nici n-am încheiat-o pe asta. Sau, mă rog, cum? Poate și aia trebuie, că am votat niște lucruri. Așa e sporești, că nu e o canalizare nouă, domnule. Am înțeles, da? Dar și, deci, și de acolo crește. Deci, extindere de canalizare. Pentru că ei nu au canalizare deloc, da? Pentru că atunci când am întregat proiectul, n-am putut să-i încadrez și pe ei, n-am putut să le fac o stație de curare, neavând un evențar în zonă. Am înțeles. Și, da? Și stația de apurare nu merge pentru când e cantitatea. Deci dacă facem și acolo absolut crește implicit și acolo cantitatea de apă uzată, bun. Dar asta era întrebarea. Trebuie să fie, spuneți că da și atunci... Trebuie conștientizare. Da? Eu am început procesul de conștientizare a populației conform legii, cum spune domnul Bucă, nu știu numai legii, conștientizarea lor de a se acorda. Și văd că am ce vreau. Dar noi așteptăm. Trebuie prinsă niște măsuri. Deocamdată trebuie informare. Care ar fi măsurile care trebuie să fie prinsă tot dumneavoastră? Poftim? Care ar fi măsurile care trebuie să fie prinsă de către mine? Condiția de bază. Nu te deci la apă dacă nu te deci la penalizare. Asta e condiția. Așa e proiectul, așa e proiectul. Prețul apă canal e lucru și o să-l am. Când e curând o să-l apă. Trebuia lăsat să se lege la apă, dar nu te lega și la penalizare. Aici aș vrea să mă lăsați să mă... Deci făcând prețul apă, ca la trebuie să toată lumea să are drepte și să se acordează? Adică e o condiție mai... Păi nu, dar legea specifică. Dacă îi trece canalizarea,
În fața porții, da, dar nu trece, se spune că se va da bani de la Guvernul României, 4, așa. Așa. Ăla care nu beneficiază din serviciu. Ăla care beneficiază, cum e cazul domnului... Care mai sunt, corect. Care mai sunt. Da. Dumnezeu, domnului Atom, că era mâni. Dar ținând cont că domnul Tomozei este un bun contribuabil, o să plătească și canalul. Că trece canalul... Nu, dar poate să-l obligi dacă omul beneficia de servicii. Face acte de calitate și de... Acum trebuie să văd prețul care a ieșit din calculele matematice făcute... Păi mai fost făcut odată. Ei, a fost făcut odată. Nu, a fost făcut niciodată, domnule. Da. A fost început și nu s-a finalizat. Nu, a fost făcută fișa de fundamentale și prețul tot și am oprit. Fundamentale înseamnă avizat care încezești și nu s-ai. Avizat trebuia, nu licență. Da? O să am prezul cât de curând, o să mergem încă până când vom vedea soluția să facem societate comercială pe lângă Consiliul Local. Și asta e o problemă. Așa e o problemă și o vedeau când o să o facem și cum o să o facem. Până atunci o să încercăm să venim cât de curând cu un preț de apă, apă uzată într-un fel de sistem, să spunem noi așa, pausat. Bun, cum fac diferența între mine care am apă și canalizare și domnul Tomozei care are numai apă, la plată? Acolo am o dilemă, nu știu, trebuie să mai să văd și juriști și păi, n-ai voie să faci prețul de diferențiat. Că pe toată lumea am preț... Fișa de fundamentare a prețului la apă o faci, nu? Pentru costuri și cheltuielile. E apă și cană. Păi da, dar la canalizare tot nu intră toată apa de la... Păi, discutăm că sunt consecuit și spunem un procent de cât, da? Bun, să spunem că eu beau un litru de apă pe zi și nu duc în canalizare un litru de apă pe zi pentru că mai zinează și corp. Dar dacă beau 5 litri de vin să-l bere? Da, dar mai are mai puțin la canal. Eu vreau că ce ai făcut la canal? Problema se va duce la apă și să-l dar mai ai și primul. Mai găinii care zeau, mai vaca care zeau. Situația asta trebuie să plătești mai mult. Cine? 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 Și mulți, un grădină. Și voi procent din consumul de apă. Era 50. Nu, dar dacă nu se face ceva, nu o să ai bani. Nu vreți nici apa, nici canalul. E clar, că îți vede bugetul. Și așa apa la apă avem prețul. E clar. Domnule Telibașa, suntem mulțumiți de ce am spus. Gata, el... Vorbesc, sau presând că în următoarea lună, sau în următoarea lună, mai e nevoie de o vidanjare. Vidanjarea, am făcut pe un contract, un preț destul de bun, dar... Până la urmă... Domn primar, sunt de acord, dar debit nu ai, că mai curge canalizarea și prin alte părți. Dacă eu și-am înțeles acolo la zona aia, curge așa... Explic imediat. La Parava, aici, la pod. Imediat, da? Trebuie să fac o sesizare la mediu acolo, ce curge în părăuțeasă. N-am știut, nu ne-a zis nimeni, pentru că aceste pompe au undeva un rezervor de ulei și trebuie pus ulei în el. Am încercat într-o zi să le-am scos, deci am scos-o pe asta de la țâțul încă o dată și încă o dată. Vreau ca săptămâna după Paști să le scoatem pe toate. Din punct de vedere electric, ele funcționează, dar nu funcționează din punct de vedere mecanic. Ele, fiind funcționale, nefuncționând în așa, s-au blocat și faptul că nu are ulei. Am scos două, au văzut Florin despre ce este vorba, i-am dat cartea tehnică să documenteze, să vadă ce tip de ulei trebuie, că bănuiesc că nu poți să pui orice fel de ulei. Un ulei special. Să mai referat, ca după pas să achiziționăm uleiul ăsta, să le scoatem pe fiecare, să le învârtim paleții manual. Să fim sigur că nu-s blocați și să le dă drumul, pentru că el, aia la Teiuș, avem o mare problemă cu ea acolo, nu știu cine sau oamenii, nu sunt destul de conștientizați, aruncă orice. De la legerii intime până la... Unde aruncă? În canalizare. Dar pe unde? Cum? Nu-i... Pe vasul veceu. Ai doar nu se duce la mașina de spălat prin furtunul de evacuare, nu pe vârsta, nu știu eu ce. Bun, dar doar în baia ai sifonul ăla, dar nu poate să treacă. A, de la vechiul. Da, sau s-ar putea să facă chiar și direct în... Intenționat. Pentru că am înțeles că mai sunt oameni care au grupuri sanitare de alea clasice betonate și într-o noapte se apucă și o vitajează și o dă în un căminul de... Din fața casei. Și vă dați seama că din grupul sanitar ăla, din fundul clădinii... Are și găina moartă care a fost. Da. Că așa e rogul. Am ajuns în stația de pompare, omori pompa.
Și mai da, 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 da. Vineri, noaptea spre sâmbătă, au dispărut toate indicatoarele de circulație de pe segmentul de drum de DC-109A din dealul Soiului și până deci toate le-au tăiat, au aruncat table și au luat doar țeava. În următoare seară nu au făcut tot cu țeava. O văzut cineva? Nimeni. Dar era în afara satului. Stai afara satului. Apropo de asta, la Teiuș, avem cameră care nu funcționează de anul trecut. Camerele sunt, pentru că eu nu sunt mulțumit de acest sistem de supraveghere video, mă refer în special la camerele de noapte. Nu, dar la tine și e alt caz, nu e camerele. E alt caz, știu, e alt caz. Ești de anul trecut. Dar nu mi-a spus nimic. Dar am înțeles că și-mi pară. Eu mi-aduc aminte când domnul Vasilic, anul trecut, a spus de chestia asta. Eu am aflat acum că am fost în Teiuș întâmplător și am aflat și eu. Mi-am adus aminte când l-am fluierat el, președinte. Da, 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 o fluierat ceva, da. Da, dar probabil că mai multe informații și-am uitat. Dar nu mi-a spus nimeni așa direct, așa, băi, nu merge camera aia. Știu că nu merge, băi, camerele sunt indicate de către firmă, i-am zis să-ți iei camerele apoi și mi le aduci pe alea profesionale, adevărate, care să facă treaba. Au o problemă ei cu furnizorul, pentru că probabil cumva ar fi și vina noastră, că ei au venit cu camerele și mereu s-a cuștit. Ei le-au ajuns la reciclare. Dar m-am zis în contact direct cu... Da, eu am fost în comisie cu Evita și am verificat ce pic cutie, ce pic camere, ce pic tine și strânsă, camerele care am care să ne aducă. De acord, camerele astea nu sunt super performante. Pasă de ce voi avea. Când au venit aici, am discutat. Ei au și au sumat. Îți vă vină cu acea, au venit cu mai îmbunătățit de sistemul, nu știu ce lucru, nu știu ce. Vină cu acea, tot nu-i bun. Deci vină cu acea, nu cum funcționează. Au văzut, au constatat și au zis, gata, le luăm și le schimbăm. Și vă aducem camerele. Dar nu am spus că. Nu vă spune toate că. Probabil 3 luni. Da, au o problemă cu furnizorul. Domnul Cimot ar vrea să ia cuvântul. Da. Asta e ultimul cuvânt. Domnul primar, am niște probleme care n-au fost amintite deloc, dar sunt foarte importante. Spre exemplu, rezolvarea problemei căminului cultural. Nu s-a pus nimic în discuție. Doi, modernizarea rețelelor stradale. Iar în privința cimitirului, care e sub tutela primăriei, nici colo, nici de la nu s-a vorbit nimic. Pe ce să-i faci, doamne? Păi nu, dar... Întreținerii. E amenajat, mai îți dai seama, ca o fost mai săptămâna trecută, gata, când s-a mormântat cineva. Dacă ați văzut, mai era acasă, poți să conservezi, că iar să supără domnul Bucă pe mine, că spune că sunt foarte... Aveți camera. Nu, eu nu. Dar dacă ne întrerupeți așa, nu. Vă spune, nu facem dictare ca la mine. Căminului cultural. Nu, de firul. Modernizarea rețelelor stradale. Da, uitați-vă la investiții. Da, uitați-vă la investiții. Ce ai spus în piață? Ce cu ce gnir? Problema cimitirului care se duce la primărie. Așa? Care trebuie să facem ce acolo? Loc, pe el ar trebui făcut acolo. Sunt momente când plouă și stai cu mortul acolo de plouă și nu știi unde e. Ridicarea unui cabel în cimitirul. Da, 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 în cimitirul. Ce nu luați banii la fost? Eu te luăm banii de la acolo. Dar ți-a ajuns cu 200 de milioane să faci banii de la acolo. Cu capelul? Și atunci ce faci capelul? Am trebuit și eu. Da? În fază mă intru, băi, bă, de ce mă intru? Băi, bun. Până acum s-au făcut proiecte acolo. Proiecte ca la camion. Proiecte pe ce? Ca la camion. Știți dumneavoastră pe o măsură undeva unde se pot accesa? Dar nu-l interesați. Eu m-am interesat, că eu sunt toată ziua pe fondurile europene, pe fondurile Ministerului Dezvoltării. Tot timpul sunt pe aia. Nu se poate accesa, nu se poate accesa. Nu, că dacă era accesam, da? Deci în momentul când am auzit că se deschide resurse de finanțare pentru canalizarea stradale doaia și posim să, anul ăsta chiar să lucrăm pe ea, am acționat. Da? Să deschide PNI-ul ăsta pentru rețele stradale, am acționat. De ce spuneți că la rețele stradale când ați votat bugetul din noi? Deci atunci ați votat bugetul, da? Da, ați văzut că Consiliul Județean ne-a virat 118.000 de lei, parcă zic eu. 18.000 lei, de aia pe zile și pentru ei, plus F uliță. Asta am zis și noi, da? Am zis și noi, pentru că... Pentru zile și plus F uliță. Plus F uliță, ca să nu mai luăm bani în dezvoltare. Pentru că am cerut special bani, pentru că în timpul când solicitam banii ăștia de pe la Consiliul Județean, nu era plătită
partea de drum. Și tot am spus că trebuie confinanțare, că trebuie confinanțare. Deci noi avem confinanțare și așa am reușit să obținem 118.000 lei de la Consiliul Județean pentru drumul județean. Cu intenția de a începe, nu știu, de a demara acțiunile astea de proiectare, întocmire, documentații, în vederea autorizării a rețelei stradale. Aș vrea să trag tare de canalizare că pentru Rădoaia sau pentru toată lumea sau pentru amăgirea sau dezamăgirea unor dintre noi, Consiliul Județean a bugetat segmentul de drum Rava-Dumbrava cu vreo 1,5 miliarde, deci discutăm de bani, în banii vechi, 1,5 miliarde până în iulie pentru întocmirea documentației tehnice. Dacă ei se mișcă repede și vor face licitația sau nu știu dacă vor face licitația sau o va face firma care l-are în întreținere, nu știu care e procedura la ei, ne trezim că vine cu asfaltul înainte de canalizării noastră. Și dacă are, m-am consultat cu o serie de proiectanți de canalizare, am mai adus și prin teren, am fost cu ei pe teren, SF-ul care l-am avut, noi făcut în 2011 pentru Rădoaia, ultimul cămin se oprea în față la Gheorghe Balan, vreau să-l duc până la, în urma construcțiilor apărute pe dealul ăla, vreau să-l duc până la Octavian, la școala veche merge până la Duci, pe școală, pe uliță Duma și uliță Nu-mi nu se încape. Încerc să văd dacă pot să duc pe școală, pe uliță la școală. Da? Va fi două stații de pompare, una prin zona lui Filaret, Vintilă, pe acolo, una la Ion Balare, la Lăcătuș. Va coborî prin Schit. La Drăgușan va fi canalizat ulița pe față. Încerc dosul plecat doar de la Ion Popa, pentru cei din zona. Mi-e frică de cocoașa aia, că nu putem sparge. L-a rugat pe Chifanii, pe Mitic, când e acasă cu stația, să-mi dea niște cote, să vedem așa diferență de nivel, dar de mâine începe procedura de proiectare și o să chem topometriștii care, cu firma de proiectare care va veni, să-i dăm drumul la proiectare. Aș încerca să plec cu ea de la Costică Popa sau chiar, dacă se poate, de la Gheorghe Ignat. Foarte frumos. În Strohoari, e proiectată de la Maria Ioane sau Mărut, la doamna Lilică. Știți mai bine. Mai înțeles. Vreau să-i duc o mustață și spre Tiliță, că și eu construi casa acolo și probabil că vor construi în continuare pe la Gheorghe Dițămajnă. Nu se poate să nu vină cineva. Așa-i. Să mă duc cu o întindere și până sus la Gora, acolo, Gora, Condrea, Culiță de Ediu, probabil că în timp vor fi și ei. Cu o mustață undeva până la Gheorghe Dascălu, să coboare în... Dar de fapt ei și-au făcut. Dar ce de apivare n-ai canalizare? Canalizare. Pe uliță, la Giopa, să mă aleg undeva de la Vasăl. La Parama, tot ce înseamnă cimitir, tot ce înseamnă nu putem ajunge. La Codrescu și aici, la Zaria. Necesită stații de pompare. Stațiile de pompare sunt costisitoare odată și ca preț la apă. Dar la Zaharia, ce-am spus? Da, e cam la trei văzut, nu? O să-i dau o ridicare, o să-i dau o ridicare, să vedem ce spune topometristul, dar ochiometric mi se pare că nu. Nu se justifică amplasarea stațiilor de pompare doar pentru un raportat. Nu, poate merge prin cădere. Dacă merge prin cădere, eu merg la ulița asta, mă refer în general la toate ulițele. Și dau doar una treabă că se poate drepte. Deci am ținut cont de orice, de orice ce am discutat anterior. Și n-am ținut cont de căminul cultural e drept, pentru că la căminul cultural surse de finanțare nu există. CNI-ul nu mai finanțează, pentru că apare acest Fond Național de Dezvoltare, Fond Național de Investițiilor Locale. La cămine pe... nu-i pe lista prioritară, deci dacă faci proiect pe cămin cultural, te duci și îl depui, dar nu e prioritar. Prioritar este canalizarea, prioritar sunt gazele, prioritar sunt drumurile, canalizarea în mod special pentru a nu intra, sau mă rog, să intra deja în infringimentul cu Uniunea Europeană. Dar am și fost întrebat de ce nu mi s-au finanțat pe PNDL 2. Nu știu, voi știți la București ce ați făcut, de ce nu v-ați finanțat pe PNDL 2. Se încearcă și pe mai repede și adăl cât se poate de repede la București, cu autorizația de construcții și asemenea contractele de finanțare.
Îmi doresc tot suflet lucrul ăsta să meargă rapid, pentru, în special pentru Rădoaia, în special pentru că să vină modernizarea zonului județean. Și de uițele noastre că o să începem și noi. După asta o să încep proiectarea la... la... rețeaua noastră stradală. Era bun dacă stabileam și astăzi cu Rențu, pentru că aș vrea să-i dau timpul și la Renț. Era bun dacă stabileam și la ședința trecută, pentru că făceam modificări acolo unde vrea să schimbăm un nume de stradă, dacă voiați. Da, era un singur. Era, da, Rădura. Mă întreabă și firma, hai când facem, când mergem la Comisia Instituției Prefectului să ne susținem rețeaua stradală, păi știi că încă mai am de făcut modificări în ea. Nu, nimeni nu... nu dă dreptate sau justificare că mai e de făcut denumiri de rețea de stradă, pentru că, nu știu, o stradă trebuie să numească altfel decât s-a fost propus. Dar nu e o problemă. Chiar dacă se modifică, se modifică. Nu-i... Dar nu tocmai încep propunerea. Mi-a cerut la ședința anterioară documente, nu documente de la persoane autorizate în ce privește recepția la școala parală. Da, am în față referatul de genul de șantier și am în față referatul de prezentare a proiectantului. Deci astea sunt documentele care stau la baza recepției. Fără aceste documente, Inspecția de Stat în Construcție nu se mișcă din trebuie să vină pe teren. Dacă vreți, le dau citire. Referatul de genul de șantier, în conformitate cu regulamentul recepției a lucrărilor construcției și instalații aferente AJ 343/2017, conform la modul la care a fost executată lucrarea, prezentul referat privește recepționarea lucrărilor de construcție și instalații realizate pe baza autorizării construcției numărul 5/14/2018, emisă de către Primăria Comunei Palava, valabilă până la 14/6/2019. Date de identificare a investiției, denumirea conform autorizației de construire, realizare și modernizare școală de gimnazială Palava. Adresa Palava, Comuna Palava. Vizitor penitenciar primarul Comunei Palava, Comuna Palava. Legende înălțime, dacă este cazul P plus E. Categorie de importanță C. Executarea lucrurilor a fost realizată de către CGR da COS CON, SRL, Refeciuri. Executarea lucrării s-a realizat prin asigurarea verificării calității lucrurilor de construcție prin legile șantier din partea investitorului. Inginer Țărnă Vasile Adrian, cu autorizația numărul 0000, mă rog, domeniile 2, 3 și 2 și 3 și autorizația 000 nu știu cât pe domeniile 7. Ce asigură verificarea execuției lucrărilor pentru fazele, predare, primire, amplasament, trasare, construcție, predare, pornire, per, aspectul structurii după decopertare și efectuarea corului în vederea montării, armăturii, verificare. Bine, nu asta am cerut, dar dați mai fac. Păcat, păcat, nu păcat. Am uitat că am un CD pe care l-am prezentat la Ministerul Dezvoltării și îl proiectam pe perete, așa, în anumite faze a lucrării, în anumite faze determinante. Da, am omis, dar o fac, la ședința următoare o fac. Păi, și așa ceva să-ți văd. Astea sunt referatele tipizate, care așa le cere legea, așa le cere Inspecția de Stat în Construcție. Da, da. Domnul primar, hai declarăm ședința aia. Dar asta nu l-am terminat cu proiectarea. Bun, ziceam, spune-mă să zic. Predare, primire, trasare circuitelor electrice, coloanelor, goluri, pentru coloane electrice, montare, tablouri electrice, tuburi, 20 țevi, protecție, consolele, cabluri, montare, conductori electrici, cabluri, aparate, corpul lunar. Responsabil de execuție de partea proiectului a fost inginer de la Comisia Lazia.